revenirea la vârsta de 20 de ani este imposibilă. Și atunci, dacă noi ca medici nu știm să explicăm pacientului, trebuie să fim și foarte buni psihologi. Vin pacienții în cabinet și ne întreabă doamna doctor cum putem să obținem Foxy Eyes sau Cat Eyes sau Russian Lips. Sunt niște denumiri care sunt rostogolite de ani de zile deja pe social media. Am ajuns la Snapchat sau Instagram, mm -hmm. TikTok, Dysmorphized. Astăzi aceste filtre nu modifică doar textura pielii, modifică volume modifică trăsături în sensul în care ne modifică expresivitatea. Cei mai mulți vor, de fapt, tinerețe fără bătrânețe. Sau vor să copieze un anumit model din social media, din lumea da. cinematografică. De cele mai multe ori este o nereușită. Le place fața lor cu filtru și în momentul în care își pun oglinda în față, nu se mai recunosc. Și ajungem de acolo la anxietate, la depresie, la nemulțumirea de sine, că ajung să se izoleze social, să-și trăiască viața în online. Trebuie asta cu buzele super augmentate. Cât o să mai dureze? Sper că nu mai durează. O să fiu foarte dură și o să spun că în lumea civilizată nu prea mai există acest Așa trend. Este. Sunt cazuri în care se injectează în etajul facial superior și se poate ajunge chiar și la orbire irreversibilă. Zim care este treaba cu produsele corene. E doar un trend. Te uiți pe TikTok și vezi cum noi da. dau cu melci pe față. Nu au atât de multe studii clinice în spate și aici nu mă refer la tipul de ingrediente, ci la calitatea ingredientelor. Noi acum vedem de 10 ori mai mult dermatite iritative de contact, adică alergie la cosmeticele aplicate pe față, de la produse care vin din surse dubitabile, hai să le spunem. Adică Ca să din să nu zici coreene, asiatice sau altceva. Exact. Unul dintre trendurile anului trecut a fost asta cu medicamentele injectabile care stai e pofta de mâncare. Poți singur. alege cu niște consecințe care sunt și pentru piele și pentru țesuturi. Practic slăbești, dar pe de altă parte te și îmbătrânești. Da, da. sunt paciente care sunt puțin sensibile emoțional pentru că se bucură pe de o parte de beneficiile de slăbit, sunt șocate de aspectul pe care l-au căpătat după 3-4 luni de tratament. Cât de Periculos este solarul. Nu soarele este singurul carcinogen implicat în generarea cancerului de piele. Solarul este pe picior de egalitate. Deci, riscul. de la 80 expuneri la solar cresc deja riscurile de cancer? Da, și noi Aică avem 80 ședințe. 80 ședințe în viață, și noi avem paciente care merg la solar și de 2-3 ori pe săptămână. Ce efecte are? Consumul de zahăr, alcool... Pentru sănătatea pielii. Consumul de zahăr îmi degradează țesutul, produce o îmbătrânire accelerată. Deci pe pielea noastră se vede tot. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi, în podcastul despre minte, trup și suflet, o să vorbim uh, foarte mult despre, despre trup, despre dar și echilibrul lui cu, cu mintea și cu, cu sufletul. Și astăzi va fi o discuție care va pleca de la cel mai mare organ al corpului uh, omenesc, și anume pielea, și despre timpurile astea în care nu prea ne simțim bine în pielea noastră cum să facem să ne simțim bine în pielea noastră și să avem o piele sănătoasă. O să vedeți în discuția de astăzi că dincolo de ceea ce influencerii numesc skin care, legătura pielii noastre cu bunăstarea noastră este foarte, foarte mare. Și de aceea invitata mea astăzi este doamna doctor Oana Spânu, Uh, specialistă în uh, dermatologie, de altfel o instituție în ceea ce privește uh, dermatologia. Uh, Oana a condus și o mulțime de studii clinice legate de, uh, de, dermatologie. Bine ai venit la Fain și Simplu, Oana. Bine nu știu -am dacă am făcut prezentarea foarte bine. <laughs> Să mulțumesc, chiar prea bine. Nu ți-am enumerat și titlurile academice și societățile profesionale din care faci parte, dar am zis că ești o instituție în ceea ce privește... Îți mulțumesc că ești foarte pielei. drăguț. E foarte important cum avem grijă de pacienții noștri. Cred că asta e cel mai important. Dincolo de titluri. Da, contează foarte mult pregătirea pe care o avem și modul în care abordăm nu numai skin care-ul, ci și patologia pielii noastre. De-aia zic că invitata mea de astăzi nu e un medic luat de pe... Uh, de pe stradă, v-am zis, e o, o autoritate, o instituție în ceea ce privește îngrijirea uh, pielii. Și cred că subiectele uh, sunt atât de, de numeroase în ceea ce privește pielea încât uh, sper să ne ajungă măcar două ore de, de discuție. Și anulat oricum programările pentru, uh, pentru astăzi. Îmi cer scuze pentru pacienții doamnei doctor, dar astăzi cred că fiecare dintre noi putem fi pacient și putem să învățăm din această discuție despre starea noastră de bine până la, până la urmă. Oana, aș vrea să încep cu ce ne doare mai tare și să te întreb cum s-au schimbat standardele de frumusețe de când există social media și percepția asupra, asupra frumuseții. Mi se pare că din ce în ce mai multă lume, și nu vorbesc doar de femei, vin la doctor și spun vreau să arăt așa, ca un standard, un idol de pe social media sau cineva care are succes. Da, față de momentul intrării mele în dermatologie, categoric abordarea s-a schimbat, standardele s-au schimbat, pacienții nu mai vin la medic pentru patologie, pentru boli dermatologice în mod special. Au început să vină din ce în ce mai mult pentru anumite, pentru a ameliora sau a îmbunătăți anumite... Defectele consideră ei sau uh -huh. mici imperfecțiuni, de foarte multe ori nici măcar nu sunt uh, reale acestea, uh, reprezintă doar o percepție deformată asupra realității. Uh, și în special în ultimii ani și în special în, din timpul pandemiei și de după pandemie, când lumea a avut mai mult timp liber, tinerii n-au mai mers la școală, au stat acasă și au petrecut mai mult timp în, în mediul online și în social media, au dezvoltat uh, anumite curiozități pentru această frumusețe, hai să-i spunem absolută, care ne este prezentată în, în social media, cu aceste filtre aplicate uh, la nivelul feței, la nivelul corpului și dacă cu ani în urmă vorbeam despre Body Dysmorphic Disorder, adică acea afecțiune psihică până la urmă prin care noi nu ne mai recunoaștem ca în, uh, trăsături, uh, trăsăturile noastre într-o normalitate. Suntem în permanență nemulțumiți. Am ajuns la Snapchat sau Instagram, mm -hmm. TikTok. Da, dismorfism, TikTok. Filtrele acestea care ne modifică nu doar cum erau, de exemplu, cu 10, 15, 20 de ani în urmă revistele de modă când se aplica acel program tip Photoshop, da, mm -hmm. pentru, pentru fotografie, pentru coperta revistelor. Astăzi aceste filtre nu modifică doar textura pielii, modifică volume modifică trăsături în sensul în care ne modifică expresivitatea. Vin pacienții în cabinet și ne întreabă doamna doctor cum putem să obținem Foxy Eyes sau Cat Eyes sau Russian Lips. Sunt niște denumiri care sunt rostogolite de ani de zile deja pe, pe social media. Mănânesc că sunt niște trenduri pe social media, adică da, pe TikTok. Dacă și te uiți, vezi că am care sunt trendurile. Inclusiv această rapiditate cu care se modifică aceste trenduri. Dacă, de exemplu, acum 5-6-7 ani aveam forme foarte rubensiene la nivelul corpului, sânii foarte mari acum 10-15 ani, da, în zona gluteală vezi Kim Kardashian. Da, 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 aceste volume exagerate la corp cu o talie anormal de, de îngustă. Uh, astăzi vedem la nivelul feței niște volume care ne, ne surprind, sunt obținute prin aceste filtre și uh, persoanele, în special femeile, dar mai nou și, uh, și tinerii bărbați uh, și în special în categoria aceasta de, de vârstă între 16, 18 și 25 de ani, vin uh, cu niște cerințe absolut nefirești în care noi ne cer să modificăm anatomia, sunt foarte nemulțumiți de mici imperfecțiuni. Nu mai privesc corpul în ansamblu, nu mai privesc exact cum spuneai abordarea atât fizică cât și psihoemoțională mm -hmm. până la urmă, nu mai există decât niște mici defecte pe care ei le hiperbolizează și ajungem de acolo la anxietate, la depresie, la nemulțumirea de sine, la nemulțumirea uh, legată de anturajul pe care îl au, de uh, informația pe care o primesc de la prietenilor, feedback-ul pe care îl primesc, ajung să se izoleze social, să-și trăiască viața în, în online, ajung să-și perceapă uh, frumusețea, psihicul lor o percepe pe cea din, din filtru, le place fața lor cu filtru și în momentul în care își pun oglinda în față, nu se mai recunosc. Adică sunt într-adevăr niște modificări pe care noi, ca medici mai de veche generație, hai să spunem așa, le sesizăm mai acut. Dacă mergi la congresele de dermatologie și de chirurgie estetică, Vezi, de asemenea, foarte mulți medici care au niște, care au suferit niște intervenții destul de transformatoare la vârste tinere, în special medici din țările foste sovietice, din America de Sud. Și adică e o industrie cu ei. foarte multe aspecte frumoase, da. putem să facem foarte multe lucruri bune, dar, în același timp, trebuie să ne uităm și la partea cealaltă a medaliei. Mă gândeam că. Exact da, ce ajung să în... fie mulțumiți ce spuneai, ce mă întrebai da, da inclusiv uh, modul în care uh, tratează pacientul de, de, în unele situații poate fi uh, cu o percepție ușor deformată asupra naturalului deci până și medicii și-au transformat uh, cumva, și-au schimbat percepția asupra ceea ce înseamnă frumusețea naturală natural uh... Interesantă discuția asta și exact ce spuneam la, la început, că de fapt marea majoritatea acestor probleme vin exact din faptul că nu ne mai simțim bine în pielea noastră, pielea fiind cel mai mare și cel mai greu organ al corpului. Și până la urmă este și cel care este filtrul nostru fizic către exterior, noi pe acolo dacă pielea noastră este indemnă, este uh, sănătoasă, noi nu, nu suferim de tot felul de patologii care să compromită această barieră, acest filtru către, către uh -huh. exterior. Practic, organism, organismul nostru este protejat din punct de vedere termic, al transferului de, de apă și electroliți, adică al echilibrului din interiorul organismului, din punct de vedere al absorpției de alergeni din mediu, uh -huh. uh, din punct de vedere al aspectului. Dacă noi de, ne petrecem toată viața la soare, tenul nostru va fi, pielea noastră va fi mult mai ridată, vom părea mult mai bătrâni, gradul nostru de, de încredere în sine va fi, va fi redus, adică sunt o mulțime de... Mi-a plăcut, cineva descria pielea foarte, foarte fain, spunea că pielea este o barieră de protecție față de factorii externi și este o fereastră către inima ta. Da, este interfața cu exteriorul și mod expresivitatea pe care noi, de care noi nu suntem mulțumiți Da, și tot timpul dorim să schimbăm mm -hmm. ceva. Modul în care ne raportăm la ceilalți și felul în care ne percep ceilalți, ar trebui să fie până la urmă unul natural. Bun, acum faptul că vezi niște filtre pe, pe social media și le folosești într-un Instagram, într-un TikTok, n a omorât pe nimeni. Poate Problema este inofensie. când te duci la medic și îi ceri medicului sau îl confunzi cu un filtru de Instagram și spui, vreau, uite cât de bine arăt cu filtrul ăsta, vreau să-mi să -mi aplici filtrul ăsta în viața reală. Adică nu mai e o barieră între real și, și virtual. Uh, și vreau să te întreb, Oana, de ce avem atât de multe rezultate exagerate, buze deformate, fețe fără exclusivitate, uh, volume nefirești? Sunt multe motive. În primul rând vorbim despre o cerere, în special a pacientului, a persoanelor mai tinere. Vorbim despre niște intervenții efectuate incorrect de către persoane neavizate sau persoane trăinuite, ne referim aici la medici, dar care cad în această capcană, poate, a aspectului pecuniar și atunci recomandă tratamente mult prea frecvent și suprapuse chiar în aceeași ședință, fără ca pacientul să aibă nevoie. Vorbim despre necunoașterea anatomiei. Sunt, de exemplu buzele acestea supravolumizate sau volumele exagerate de la nivelul feței sau anumite uh, rezultate uh, nefirești legate de expresivitate de poziția ochilor, de volumul pomeților, referindu-mă la acei foxy eyes, la intervențiile care se uh, realizează cu fire de suspensie pentru ridicarea arcului sprâncenei și pentru alungirea ochiului. Am văzut și la uh, asta. Da, nu? vine din Asia acest trend, dar vine în același uh, timp și din Statele Unite, americancele sunt, mai ales în procesul de îmbătrânire, unghiul extern al, al ochiului începe să ptozeze da. pentru că se rezoarbe osul se rezolve compartimentul de grăsime și atunci pielea noastră nu mai are suport și începe să cadă. E, revenirea la vârsta de 20 de ani, la aspectul de la vârsta de 20 de ani, este imposibilă. Și atunci, dacă noi, ca medici, nu știm să explicăm pacientului, trebuie să fim și foarte buni psihologi. Trebuie să explicăm pacientului ce fel de modificări sunt, de ce se întâmplă aceste modificări în procesul de îmbătrânire, de ce nu este bine să le efectuăm la o vârstă foarte tânără și uh, să încercăm să obținem niște rezultate prin care pacientul să aibă un aspect plăcut, o mobilitate a feței, uh, expresivitate, dar în același timp să estompăm poate din uh, încruntarea pacientului, pentru că un pacient încruntat, de exemplu, cu riduri în, în zona glabelei, între sprâncene, va fi perceput și de către colegii lui, angajații lui, ca o persoană foarte supărată, foarte crispată și atunci lucrurile astea, aspectele astea le putem îmbunătăți, dar trebuie să știm să le îmbunătățim cu, cu măsură. De asemenea, iarăși un motiv pentru care să observăm aceste rezultate exagerate și pentru care pacienții își doresc aceste, aceste efecte, este uh, prezența și în, în jurul nostru și în, în social media uh, a unor vedete, a unor influencer care au astfel de intervenții, și văzându-le repetitiv, este practic un mesaj subliminal pe care urmăritorul îl preia uh -huh. zilnic. Și ajunge să creadă că aceea este, este realitatea. De fapt, este cea mai dură boală pe care ți-o dă, e o boală pe care ți-o dă social media, e acest FOMO, Fear of Missing Out. Adică sunt eu singurul care nu mi-am făcut ochii nu știu cum, care nu mi-am injectat buzele și te simți exclus din da, da. societate, din gașcă, din trenduri, din așa mai departe. Da, se întâmplă pentru că de când operațiile estetice au explodat în România sunt aproape două decenii. Uh, se întâmplă să vină paciente, nu știu, operate exagerate ac acum niște ani să vină la tine să spună vreau să repar greșeala tinereții? Evident, da. Uh, și nu doar intervenții chirurgicale, ci și intervenții injectabile sau minim invazive care s-au soldat cu niște consecințe unor irreversibile asupra chielii. De exemplu, dacă vorbim despre aceste buze exagerate, cu volume exagerate, cu o mobilitate aproape inexistentă în etajul inferior facial, um, sunt anumite tratamente care uh, s-au efectuat, de exemplu, cu acid hialuronic, care sunt reversibile, se pot injecta substanțe care topesc aceste volume exagerate și apoi putem reface volumul să aducem pacientul sau pacienta la un aspect normal, la niște repere normale anatomice. Dacă vorbim de, despre firele de suspensie, sunt și situații în care aceste fire au indicație dar sunt foarte puține și trebuie să știe, pacientul ar trebui să cunoască și un medic onest ar trebui să-i comunice tot ce înseamnă potențiale riscuri, efecte de termen scurt și efecte de termen lung și potențiale efecte ireversibile asupra țesutului cutanat uh -huh. și asupra volumetriei faciale. Și atunci aceste fire, de exemplu, sunt situații în care au fost sunt produse din substanțe care lasă niște cicatrici reversibile, niște repoziționări de țesuturi, niște atrofii dacă pacienta respectivă, de exemplu, peste 20 de ani, dorește să efectueze o intervenție chirurgicală, un lifting facial, chirurgul care va efectua acest lifting va fi cumva împiedicat de fibrozele lăsate de firele de suspensie și s-ar putea ca acel rezultat să fie unul nereușit sau să sufere complicații postchirurgical tocmai pentru că a efectuat această intervenție cu 20 de ani în urmă. Noi, ca dermatologi, ne jucăm cu laserele, hai să spun așa. Laserele în dermatologie sunt niște device-uri care emit anumite tipuri de lungim de undă, de lumină Care targetează un anumit segment din țesut Sau targetează apa, sau targetează, îi numim noi cromofori, melanina, roșu, sângele din vas Putem trata patologie dermatologică, vase, rozacee, pete pigmentare, melasmă sau putem ținti țesutul în suprafața sau în profunzime pentru a trata riduri, laxitate cutanată, pori foarte dilatați, cicatrici postacneice. Dacă eu nu știu să folosesc aceste echipamente, nu sunt suficient de trăinuit, nu am suficient de mulți ani de experiență, trecând lent, nu rapid, prin multe tratamente, prin multe cercetări, multe studii clinice. Dacă eu încep să folosesc un echipament care abia a ieșit pe piață și poate nu are aprobare FDA sau CI, adică nu este aprobat în Statele Unite sau în Europa pentru um, a fi um, pacientul uman da? tratat cu acest laser și au un laser, de exemplu, din Corea, care nu are niciun fel de studiu clinic, da? sau merg într-un salon de cosmetică și fac un tratament cu un laser sau cu un IPL care nu are niciun fel de studiu medical, există riscul ca acea persoană, acel pacient să sufere niște arsuri cutanate, niște cicatrici. În momentul în care ajunge la noi în cabinet, la dermatolog, pentru a-i trata aceste cicatrici, există posibilitatea să le tratăm, asta înseamnă costuri implicit mai mari pentru pacient sau există posibilitatea să-i spunem este o cicatrice atrofică, din păcate foarte mare lucru nu se mai poate face pentru această da, în cazul, nu știu, acestor injecții în buze, cum li se spune popular, care este cel mai mare rău pe care ți-l poți face pe termen lung sau rău pe care l-ai văzut deja? Și de termen scurt și de termen lung. De termen scurt, cel mai grav lucru care se poate întâmpla este ca injectarea respectivă să fie făcute, făcută într-un vas de sânge. Uh, cel mai frecvent se poate întâmpla cu acul, mult mai rar se poate întâmpla cu microcanula și atunci tu practic blochezi acel vas de sânge, apare o necroză, o hipoxigenare la nivelul țesutului irigat de acel vas de sânge și apare necroză, adică posibil pierdere de țesut cutanat, muscular irreversibil. Ai văzut da? astfel de cazuri? Se pot întâmpla. Am avut situații în care mi-au venit pacienți la 24-48 de ore injectați în altă parte cu această complicație sau după o săptămână. Uneori manifestările nu sunt foarte, adică manifestările negative imediat post tratament nu sunt sesizabile imediat, pot fi uh -huh. sesizabile și la cu un delay de 3-4 zile. Uh, trebuie intervenit imediat, trebuie ca medicul injector să știe, să aibă trusă de, de urgență pentru astfel de situație, pentru a minimiza efectele nedorite și uh -huh. care pot fi irreversibile, se poate solda cu cicatrici. Sunt cazuri în care se injectează în etajul facial superior și se poate ajunge chiar și la orbire irreversibilă. Dacă nu se cunoaște foarte bine anatomia, manevra de tratament nu este foarte bine uh, stăpânită de către medicul injector, uh, riscurile aici, pentru în cazul medicilor, sunt extrem de mici, pentru că medicii sunt trăinuți, știu exact ce exact. au de făcut, cunosc foarte bine anatomia, proprietățile produselor injectabile și au trusă de urgență. Uh, în situația în care apelăm la astfel de tratamente într-un salon de cosmetică sau acasă, de către o persoană care a făcut un curs, putem avea o astfel de situație și am avut astfel de, de pacienți care ni s-au adresat pentru a repara sau putem să ne întâlnim cu infecție care poate să apară la câteva zile sau la câteva săptămâni sau chiar și la câteva luni după injectare, dacă nu se injectează într-un mediu steril. Dacă vorbim despre lasere, cum îți spuneam, se pot întâmpla arsuri. Mie mi se pare, Mie mi se pare o responsabilitate atât de mare și din partea pacientului, dar și din partea uh, medicului, pentru că știu că la nivelul feței avem o mulțime de, de mușchi. Mușchi, vase, nervi. Exact. Și adică chiar mi se pare o, o treabă de super specialitate să știi unde să bagi Acul. Da, tot ce înseamnă medic dermatolog, medic chirurg plastician, chirurg de chirurgie oromaxilofacială, sunt singurii medici autorizați în orice țară europeană să efectueze aceste tipuri de, de intervenții. Doar în Irlanda și în Africa de Sud există Physician Assistant. Care uh, urmează niște cursuri de hmm. câțiva ani, și care pot injecta doar acid hialuronic. Bun. Și um, de ce să te lași pe mâna unei asistente sau unui, unei prietene să faci injecțiile posibil astea? Posibil din considerente financiare. Da. Și când devine exagerat? În momentul în care nu mai respectăm proporțiile anatomice, în momentul în care noi, ca medici. Dar ce mai înseamnă proporții anatomice în 2024? Uh, ar zice ex unii. Există exact cum există și da. în arhitectură, cum există și în inginerie, există niște măsurători ale feței, niște proporții uh, care sunt considerate etalon de frumusețe și de uh -huh. echilibru, adică marea majoritatea noastră. În momentul în care depășim uh, aceste proporții sau, uh, de exemplu, supravolumizăm un țesut, asta înseamnă țesutul acela tot aceeași vascularizație o va avea. În momentul în care noi injectăm niște volume foarte mari de produs care atrage apă, sunt hidrofile, creăm niște presiuni pe țesut, pe vasele de sânge, aspectul pe lângă musculatura de care spuneai care nu se va mai contracta într-un mod firesc, uh -huh. țesutul acela va reține mai multă apă, vom face edeme, Există risc de deficit de vascularizație și de necroze, există risc de suprainfecții, există risc dacă, de exemplu, pacientul respectiv nu se cunoaște istoricul lui medical și are un istoric familial sau personal de boală autoimună, există risc și de astfel de, de complicații. Volumele acestea, clar, supravolumizarea nu este bună. Dacă vorbim despre uh, modificări la nivelul... Uh, ochilor, ridurilor de expresie, înțepenirea musculaturii nu este firească. Oana, dar și ce vreau să te întreb? Poți să ascunzi vârsta prin aceste intervenții? Că mulți asta își doresc. Pe lângă, nu știu, să arăt ca, nu știu cine, un model de pe, din social media. Sau să, cei mai mulți vor, de fapt, tinerețe fără bătrânețe. Vor tinerețe fără bătrânețe sau vor să copieze un anumit model din social media, din lumea da. cinematografică și să schimbe prin intervenții chirurgicale și non-chirurgicale trăsăturile, astfel încât să ajungă la cât mai aproape de acel model. De cele mai multe ori este o nereușită esența și acestor tratamente în medicina estetică. Noi când am început acest drum Primele aspecte cu care ne-am confruntat și care ne -au, asupra cărora am fost atenționați în momentul în care facem astfel de intervenții au fost să uh, încercăm să convingem pacientul să se păstreze uh, decent și elegant și frumos pentru vârsta lui. Și atunci... Hai să încercăm să ameliorăm uh, mici uh, nemulțumiri ale pacientului legate de faptul că poate pare obosit sau că este foarte încruntat sau că pielea lui uh, este extrem de deshidratată uh -huh. sau că se confruntă, de exemplu, cu căderea părului. Um, să tratăm leziuni pigmentare. În niciun caz uh, să încercăm să um, încurajăm pacientul în a atinge un deziderat de neatins. Adică nu chem pe nimeni la tine la cabinet, la clinică, vino să te întineresc. Nu, absolut nu. Nu e etic și Nu este etic, nu este realizabil. Tot ce ne dorim este să ajutăm pacientul să se simtă bine în pielea lui. dintre în aceste trenduri din ultimii ani legate de industria de frumusețe, aș menționa Că din ce în ce mai frecvent avem tineri în cabinet care vin să scoată cu laserul niște alunițe de pe față. La 20, la 25, la 16, la 18 ani, adică chiar și minori. Vin cu părinții, părinții convinși de copii că trebuie să îndepărteze o anumită aluniță de pe față, de pe vârful nasului sau de pe un obraz deci sau de pe trend. o plapă, pentru că nu mai sunt atenți și. Um, mulțumiți cu viața reală, ci doar cu ce se întâmplă în social media. Și de fiecare dată uh, am răbdare, îi explic pacientului, chiar și minor, prefer să stea cu părintele în cabinet și să explic că acele alunițe sunt frumoase, sunt naturale, sunt firești, aparțin pielii lui și o întreagă luptă. Uneori vine părintele cu pacientul și de două-trei ori pentru a-l convinge să nu scoatem acele alunițe și să lăsăm să mai treacă câțiva ani, să temporizăm și să decide totuși într-un moment în care este mai stăpând pe sine și mai încrezător în sine, acele alunițe noi le îndepărtăm chirurgical în momentul în care reprezintă o problemă dermatologică, sunt precursori pentru un cancer de piele sau chiar un cancer de piele. În niciun caz, din motive estetice. Foarte rar s-a întâmplat cu nevi care sunt mari, depășesc jumătate de centimetru, uh -huh. sunt foarte închiși la culoare și sunt pe anumite zone, de exemplu, pe vârful piramidei nazale, da? Extrem uh -huh. de inestetic. Dar, altfel, de ce să nu fim mulțumiți cu singura luniță pe care o avem pe un obraz? Da, și mi se pare că vârsta la care populația începe să nu se mai simtă bine în pielea ei scade din ce în ce mai mult. Adică, odată ce ai acces la social media, pentru mine asta a fost cea mai mare teamă în momentul în care fetele mele și-au făcut e, cont de Instagram în cazul lor. Să nu-și schimbe, fiind vârsta adolescenței, au încercat să, să măn cât mai mult. Uh, fiind vârsta adolescenței, ești foarte influențabil și poți să te uiți, să-ți găsești niște modele care să te influențeze în felul ăsta. asta cu să, să scoți niște aluințe de pe față, nu cred că era cu 20 de ani, nu venea nu, la asta 15 sunt. ani să scoți aluințele de pe nu, față. Nici măcar nu avea nu aveau astfel de, de interese. Nu, nu asta interesa. Interesa să învețe, să fie competitiv uhum. la școală, să fie competitiv la sport. Acum, pentru că există acest social media, este practic factorul lor cel mai important de concentrare a atenției într-o zi, statistic. Uhum. Noi acum nu mai vorbim despre rejuvenare pentru pacientul care e trecut de 35-40 de ani și vrem să-i stompăm din anumite atribute al procesului de îmbătrânire accelerată dacă este fumător cronic, dacă consumă alcool cronic, pielea se deteriorează mai repede. Dacă a stat toată viața la soare, pielea suferă fotoelastoză și îmbătrânește mai repede. Și putem trata aceste aspecte, le putem îmbunătăți, le putem ameliora pentru ca persoana respectivă se simtă foarte bine. Dar pentru un tânăr putem trata acneea, putem trata cicatricile postacneice, putem preveni agravarea acnei și ăsta ar trebui să fie rolul nostru ca dermatologi. Noi acum nu mai vorbim despre Rejuvenare. Noi vorbim despre prejuvenation, adică tratamente estetice, de foarte multe ori invazive, chirurgicale, la pacientul foarte tânăr. Paciente de 25 de ani vin în cabinet și mă întreabă: Doamna doctor, dumneavoastră, ca dermatolog, puteți să-mi faceți un tratament de blefaroplastie, dar să nu-mi fac operație Ce de acum? Asta, asta înseamnă că pielea de la nivelul ploapei superioare sau inferioare este considerată de tânăra respectivă ca un defect, ca un exces. Da. Asta înseamnă la... ridicarea? Nu, înseamnă efectiv repliul acesta cutanat da. care începe să se observe după 35-40 de ani și care este firesc în procesul îmbătrânire pe acela îl putem trata. Dar la o tânără la 25 de, de ani. 25 de ani, poate să aibă acest exces de piele doar în situația în care are un, niște trăsături mongoloide, este asiatică și și acolo avem o problemă. Asiaticele, de exemplu, își doresc ochii rotunzi și pielea foarte albă. Fiecare își dorește ce nu are. Ce nu are. Uh, și acum, întorcându-ne în cabinet, ca să zic așa, uh, doamna doctor, vreau să știu dacă trendul ăsta, și apoi să-mi spui care sunt trendurile în ceea ce ține de frumusețe, în momentul ăsta, la nivel mondial, uh, trendul acesta cu buzele super augmentate. Cât o să mai dureze? Sper că nu mai durează. Uh, o să fiu foarte dură și o să-ți spun că în lumea civilizată nu prea mai există acest Așa trend. Uh, Așa, nici în, nici în oraș, nici în București nu prea mai vezi acest am... trend decât în anumite. Da, au zone. început să înțeleagă uh, și în special pacientele foarte tinere, ceea ce este încurajator uh -huh. uh, că nu asta este normalitatea. În, uh, din Statele Unite a pornit povestea asta cu supravolumizările, uh, după aceea, prin anii 80-90, s-a întâmplat în Europa, aceste tratamente nu există de ieri, uh -huh. doar la noi se întâmplă în ultimii 20 de ani în uh, Statele Unite, în America de Sud, în Europa au cam cu 10-15 ani avans da? cu privire la aceste tratamente. Acum, într-adevăr, și la noi există o categorie de paciente, de femei foarte tinere care preferă să apeleze la tratamente minim invazive de prevenție sau de ameliorare, de exemplu, a cicatricilor postacneice, de corecția buzelor în situația în care există o asimetrie sau au suferit anumite intervenții chirurgicale în urma unor accidente și au asimetrii la nivelul buzelor și își doresc corectarea acestor mici asimetrii sau infecții herpetice repetitive care s-au soldat cu cicatrici hipotrofice sau atrofice, dar altfel sperăm ca în încă 2-3 ani acest, acest trend să dispară, însă în același timp în social media vedem foarte multe conturi și în special din zona estică și din zona fostelor țări sovietice, din Rusia în mod special, cu această modă, cu aceste Russian Lips, Um, Așa se numește acum, rush, rush lips. Care acum 20 de ani se numeau Brazilian Lips, da, era tehnica braziliană de injectare a buzelor de supravolumizare, uh -huh. acum s-a transformat în Russian Lips, tocmai din nevoia asta accelerată de ceva nou. Dacă noi în urmă cu 10 ani aveam ceva nou odată la 5-7 ani, acum în, mă refer la device și la uh, tratamente, la dispozitive medicale de injectare, Acum, în fiecare șase luni, un an, pacientul vrea altceva, mai descoperit altceva pe Instagram sau industria ne furnizează un alt device. Um, ar trebui să știe și pacientul, exact cum și medicii citesc și experimentează și așteaptă echipamente care să aibă um, cel puțin 3-4 ani de studii clinice în care noi să vedem și efectele no. adverse. Mm, asta încercăm să-i să rugăm și pe pacienți să aibă răbdare. Cu aceste trenduri, pentru că nu sunt de cele mai multe ori cu rezultatele cele mai bune de termen lung, și noi trebuie să avem răbdare să observăm aceste efecte, hai să le spunem, de lungă durată, cu consecințe negative și pozitive, astfel încât să știm ce este cel mai bine pentru pacientul nostru. Îi putem oferi acest tratament în siguranță. Bine. Marea problemă este că dacă tu îl refuzi, da, dincolo de cunoaștere, cunoștințe practică, academică și în, și în cabinet, ai, ai și etică, poate să meargă la un alt cabinet sau la altă clinică. Da, ce, cei mai mulți dintre noi, din fericire, școala românească de medicină e foarte bună și e o abordare destul de uh, corectă, medicul român e destul de responsabil și atunci avem foarte puține cazuri din, uh, din acestea. Dar ne putem confrunta cu astfel de, de rezultate de la colegi care nu sunt neapărat din specialitățile noastre mm -hmm. sau de la persoane care nu sunt, neapărat, nu sunt neapărat medici. Cred că e o bătălie de termen lung, e o bătălie pe care fiecare dintre noi ca medici trebuie să o ducă cu privire la a temporiza anumite intervenții în momentul în care uh, observă că pacientul este destul de labil psihoemoțional, nu este foarte hotărât cu o anumită intervenție. E foarte important să afli de la pacient ce își dorește și să încerci să explici bunele și relele oricărui tip de tratament. Da, cred că industria asta a frumuseții merge foarte mult mână în mână cu, cu, industria de fashion, de exemplu, și așa cum Afișarea ostentativă a brandurilor pe piept, pe genți, s-a cam dus, s-a cam retras, lăsând loc ceea ce în Fashion se numește Quiet Luxury, adică ok, inclusiv casele de modă de lux nu își mai afișează brandurile ostentativ, cam așa și în medicina estetică mi se pare că e un fel de retragere a lucrurilor ostentative către mari natural. Către, către natural e doar o percepție a mea sau Instagram-ul meu arată de felul ăsta? Uh, cred că este și în funcție de ceea ce cauți evident. pe Instagram și uh, este o dorință a celor mai mulți dintre noi ca medici uh, să avem uh, niște pacienți uh, temperați în acest entuziasm de a obține ce nu se poate obține și de a rămâne în zona de natural tot ce înseamnă uh, tratamente, device-uri, uh, laser uh, în această industrie um, se bazează pe fizică da? și pe biofizică. Uh -huh. Este aceeași dintotdeauna. Aceste device-uri laser sunt de vreo aproape 20 de ani în industrie. Uh, lungimile de undă sunt aceleași, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani cu aceste noi echipamente, performanța lor depinde de finețea emisiei de lumină laser, de reușirea filtrării unui spectru foarte îngust de lungim de undă care să țintească foarte fin țesutul, se știe că această lumină laser arde țesutul mai superficial sau mai profund și poate să stimuleze fibroblastul să producă colagen poți să obțin un aspect mai întinerit al pielii, un aspect mai elastic, mai hidratat, mai luminos, fără să fac niște operații care să-mi creeze niște aspecte foarte nenaturale și expresivitate uh -huh. nenaturală. Cu aceste lasere, cu un minim de demici pentru pacient, pacienții tineri, dar și femei în vârstă și și bărbați în vârstă, foarte mulți dintre ei au început să se informeze și să vină să ceară astfel de tratamente. Adică dăm niște exemple de, de tratamente pe care le poți face cu, da, cu laser. Ne referim la... Ce e foarte important este să știm că aceste tratamente laser nu... rezultatele pe care le obținem sunt treptate. Practic această stimulare a fibroblastului să producă colagen are loc în câteva săptămâni, 6-8 uh -huh. săptămâni post-intervenție. Sunt tratamente de laser de tip NDAG sau... Erbium Iag sau CO2 CO2 fracționat, care produc o minimă arsură la nivelul țesutului și îl, îi fac resurfacing, îl, îl uniformizează. Um, tânărul cu acne, cu cicatrici postacneice, poate beneficia de astfel de, mm. de tratamente cu care să obțină niște rezultate spectaculoase. Adică poți să scap de acnee cu laserul? Poți să scap de acne și poți să scap de acele cicatrici postacneice care pot fi foarte frustrante pentru adolescent, în mod special, dar și pentru adult, fie că este femeie, fie mm. că este bărbat. Um, Pielea se poate trata astfel încât aceste imperfecțiuni să, să dispară sau să se amelioreze într-o proporție uh -huh. foarte mare. Noi ne dorim astfel de tratamente pentru pacienții noștri care să aibă o perioadă minimă de recuperare, să obțină un rezultat, dar și riscurile la care le expun pe pacient să fie minime. Ne interesează foarte mult complianța pacientului la tratament. Trebuie să alegem foarte bine un astfel de tratament pentru un pacient care știm că după, imediat după intervenție se va duce la soare expunerea la soare post tratamente este de evitat trebuie să fim foarte atenți cu un adolescent care practic are niște modificări hormonale care pot să dureze încă 5-6 ani nu efectuăm niște tratamente foarte agresive în acest caz, trebuie să controlăm acnea foarte bine uh -huh. E foarte important să alegem contextul, uh, pacientul, planul de tratament, să înțelegem foarte bine care sunt obiceiurile lui în viața de zi cu zi, uh, istoricul medical pe care îl are, astfel încât să nu-i punem în pericol printr-un tratament, de exemplu, pentru uh, un motiv estetic, să nu-i punem în pericol, pericol starea de, de sănătate. Am înțeles. Asta apropo de lucruri pe care și-ar dori. Un medic să le, să le facă. Să le obțină și lucruri pe care pacientul și le, și le dorește să le obțină în siguranță pentru el. Da, apropo de, apropo de laser, cât de periculos poate să fie tratamentul cu, cu laser? Că multă lume zice, da, dar mă expun, mă radiez, mă așa mai departe. Nu, trebuie să știm că această lumină țintește câțiva milimetri în piele. Uh -huh. um, noi ne pregătim astfel încât să știm că din istoricul medical nu există istoric, de exemplu, de cancer de piele în viața pacientului, nu există sarcină, alăptare aceste tratamente nu se efectuează în perioada de sarcină și de alăptare a femeii, uh, anumite isto an, un anumit istoric de boli cu componentă autoimună sau uh -huh. de reacții de fotosensibilitate, adică o persoană care face urticarie la soare. Nu vom putea să aplicăm un device cu lumină pe pielea lui pentru că există riscul să-i declanșăm uhum. plăciuri ticariene, anumite medicamente pe care le ia pacientul respectiv. Trebuie să știm să nu ne, nu ne suprapunem uhum. cu administrarea unui astfel de, de tratament laser. Da, apropo de, de, de trenduri, cred că la nivel global, dar inclusiv în, în România, uh, unul dintre trendurile anului trecut a fost ăsta cu... Medicamentele injectabile care staie pofta de de mâncare. E un este uh, încă. medicament uh, super cunoscut, adică a fost în toate topurile de căutare pe Google, care rimează cu loz în plic, care staie pofta de mâncare și te ajută să uh, să slăbești. Uh, Acum nu, nu te întreb dacă e bine sau nu e bine să iei medicamentul ăsta, ești medic, dar nu ești medic de. Nu sunt medic diabetolog, însă știm foarte multe despre această gamă de antidiabetice injectabile. La diabetici? Da, există în Statele Unite aprobat și un astfel de medicament cu scop de a slăbi, care este recomandat ca tratament în obezitate dar vorbim despre obezitate, adică despre o greutate, despre un indice uh -huh. de uh, masă corporală foarte mare, nu vorbim despre un surplus de 2-3-5 kg. Uh, este o soluție care nu ar trebui uh, aleasă în momentul în care uh, nu sufăr de diabet, nu ar trebui aleasă în momentul în care am un mic exces ponderal și nu mi-a recomandat medicul diabetolog și nutriționist acest tratament efectele adverse ale acestor medicamente sunt de termen scurt și de termen lung și se reflectă nu numai la pacientul care are diabet, cât și la pacientul non-diabetic, care nu are niciun fel de patologie și asupra, în afară de țesutul gras, asupra componentei musculare și s-a constatat că se reflectă chiar și în diminuarea masei osoase. Adică pacientul nu pierde doar grăsime de la nivelul corpului, ci și de la uh, nivelul feței, nu pierde doar grăsime, pierde și masă musculară, are loc ceea ce se numește uh, atrofie musculară uh -huh. și la nivelul corpului și la nivelul feței și s-a constatat că există și un grad foarte mic de pierdere a densității osoase. Uh, adică atunci... te îmbătrânește înainte de vreme, practic. Da, Asta... noi, medical o denumim sarcopenia, această pierdere a celor trei. Care, natural, țesupuri. se întâmplă după 40 de ani, nu? Începe să se întâmple treptat adică după vârsta din, de 40-45 de, de ani, să pierzi uh -huh. din, din componentă musculară și din componentă osoasă. Deci, practic, tu îți injectezi un medicament care în mod normal îl primesc. Nu diabetes. ți este adresat, exact, și uh, să nu și se înțeleagă greșit că nu medicul diabetolog recomandă acest medicament. Evident, da? dar știi El foarte administrat... bine că se le o rețete pe sumână mână în oraș, inclusiv în, în România, te duceai la farmacie cu rețeta și o grămadă, știu și eu, o grămadă de oameni care. Hai să dau o rețetă, nu vrei. Simplu. Nu mănânci, nu stai pofta da, de mâncare. Uh, efectele acestui medicament se știu de foarte mulți ani pentru că el se folosește de foarte mulți ani în tratarea diabetului, însă pentru pacientul sănătos el nu este recomandat. Există un similar în Statele Unite de care îți spuneam că este uh, uh, cu prescripție pentru, pentru obezitate, obezitate, dar nu pentru un pacient cu o uh, greutate... Da, din păcate moda asta tot de pe social media. Vine tot de la Hollywood, actori care pentru un anumit rol au făcut... Da, această slăbire s-a constatat uh, ca un efect, hai să spunem, advers sau colateral da. în, uh, în studiile clinice ale pacienților cu diabet, care au fost tratați. Uh, da. Bun. Uh, deci, în... practic, slăbești, dar, pe de altă parte, te și îmbătrânești. Da, uh, te singur. poți alege cu niște consecințe care sunt și pentru piele și pentru țesuturile faciale. Ți s-a întâmplat să vină paciente da. pentru a-și repara fața după aceste cure de slăbire care, practic, îți te te înainte emaciază, de vreme. Te îmbătrânesc, da. te emaciază, pierzi o grămadă de nutrienți, de vitamine, de minerale, pentru că aceste medicamente sunt și cu cu un cu o serie se, se manifestă efectele adverse în sensul în care pacientul are greață, vărsătură, inapetență și atunci survine și un deficit de vitamine, de minerale. Adică o stare generală un proastă, după aceea... Da pielea se subțiază, se ridează și atunci pacientul vine la, la dermatolog sau la chirurgul plastician pentru ce a, a trata. Și pacientelor care au venit după uh, astea minunate? E o situație destul de delicată. De foarte multe ori sunt paciente care sunt puțin sensibile emoțional pentru că se bucură pe de o parte de, de beneficiile de, de slăbit și pe de alta de, sunt șocate de aspectul pe care l-au căpătat după 3-4 luni de tratament. Uh, trebuie abordate foarte delicat. Uh, noi medical îl denumim un uh, un facies, adică un aspect al feței strict legat de acest tip de tratament. Se pot realiza mici refaceri volumetrice la nivelul feței, însă pacienta cumva trebuie să-și reiau alimentație sănătoasă cu nutrienți, cu vitamine, cu proteine pentru a reface acest, acest echilibru și a recapăta masă musculară, putem face laser pentru refacerea pielii, putem volumiza cu grăsime sau cu acid hialuronic anumite regiuni, regiunea zigomatică, ideal ar fi să nu ajungem în în acest adică... Ceea ce ar trebui să înțelegem este că toate scurtăturile astea, că injecțiile astea care stai pofta de mâncare, practic asta fac. Da? Sunt niște scurtături ca să nu mă duc la sală ca să nu fac țin dietă ca așa mai departe. Pentru cei care au repet, 2-3 kg în plus sau 5 sau kg chiar sau 10 kg în plus. Deci, scurtătura asta, de fapt da. te, te duce pe un drum foarte complicat după aceea. Tu mi ai spus, cu intervenții, cu. Da, Dietă și cu... nu este un lucru pe care să ni-l dorim uh, nici noi, nici pacientul. Uh, tocmai de aceea, de câte ori am avut această situație și m-au întrebat paciente, noi avem și diabetolog în clinică, și de câte ori m-au întrebat paciente care aveau 10-15 kg în plus, le-am spus punctul meu de vedere din ceea ce am citit eu, informație medicală, dar corect este să se adreseze medicului diabetolog. Acesta trebuie să creeze un uh, profil al pacientului, să-i facă evaluare cu privire la... La statusul lui de obezitate sau nu, și să-i recomande o dietă, în primul și în primul rând, și apoi, dacă este necesar, o astfel de, de medicație strict sub supravegherea medicului diabetolog. Altfel, consecințele asupra pielii, clar, sunt semnificative și le-am observat și la pacientele mele. În social media am văzut că este foarte foarte rostogolit acest subiect și cu bune și cu rele da, este ce mă îngrijorează pe mine este faptul că medicul fiind o autoritate o instituție, pentru fiecare dintre noi, ne uităm la medic cum ne uităm la pilot, cum ne uităm la nu știu, preot și atunci tot ce spune medicul este sfânt și sunt foarte mulți medici care au recomandat o cu. Uh, sunt foarte mulți medici care vorba ta, au încercat pe propria piele, sunt și show pe net, care întâi s-au operat ei uh, și cumva au schimbat standardele de frumusețe înainte să... Adică da, trebuie păstrat un echilibru Și uh, cel puțin îți spun din punctul meu De vedere în meseria asta da. Pe care o iubesc și o fac din pasiune Pentru că am crescut într-o familie Cu un uh, dermatolog, mama Și care m-a învățat să uh, respect În primul și în primul rând Pacientul din, uh, din fața mea Ca pe un om care are nevoie De ajutorul meu și de știința mea Și de uh, tot efortul meu De a acumula informație și de a-i oferi Pentru a-l face bine și când vorbim despre frumusețe, cumva trebuie să fie în paralel cu, cu sănătatea. Uh, și atunci pacientul respectiv uh, poate să aibă într-adevăr un, uh, un defect fizic și îl poți ajuta să îl corectezi, uh -huh. sau poate să fie foarte mult componentă psihoemoțională și atunci tu trebuie să îl ajuți în ambele sensuri. Și în a ajuta fizic să repare mica imperfecțiune și în a-l ajuta psihoemoțional și a veni cu argumentele potrivite... Astfel încât să înțeleagă și cumva când pleacă de la tine să-și pună întrebarea. Mai dar poate totuși a avut dreptate. Poate, într-adevăr, am nevoie de această intervenție, dar nu am nevoie de toate. Da, e complicat. Și cred că atunci când vă alegeți medicii, înainte, adică, sigur, e bine să te uiți și la studii și la experiență, dar trebuie să-l vezi și cât de echilibrat este. Da, cred că contează foarte mult și modul în care rolul nostru este chiar și în social media, care mie nu pot să spun că îmi place foarte tare, chiar îți povesteam înainte că nu sunt atât de încântată de tot ce se rostogolește și de informația, practic eu informația de pe social media mi-o iau de la pacient, din cabinet. Am constatat chestia asta și nu mi se pare foarte grozav. Rolul medicului trebuie să fie unul educațional pentru pacient și de echilibru și de a-i prezenta în social media și aspectele bune și aspectele rele. Adică, din punctul meu de vedere, pacientul nu trebuie să-și ia informația din social media neapărat de la influenceri, că vin din zona de cosmetice, că vin din zona medicală, ci ar trebui să-și ia informația de la medic, de la un medic care are experiență și sunt mulți dintre colegii mei care furnizează o astfel de informație și prezintă în social media uh, cum se desfășoară tratamentul, care sunt complicațiile care pot să apară. Cred că ăsta e rolul medicului. Uh, și de-aia mă bucur întâlnirea asta. O să-ți mai dau încă un trend uh, foarte, foarte puternic, uh, pe care probabil îl știi și tu de la, de la pacienți. Uh, industria asta, skin care Este, este imensă. Documentându-mă pentru episodul ăsta, am văzut că E industria de skincare, e aproape cât PIB-ul anual la României. Adică vorbim de aproape 200 de miliarde de dolari la, la nivel uh, global. Este imens. Sunt foarte mulți bani pe care companiile astea din industrie le bagă în social media, în influenceri, în așa mai departe. Pe TikTok, de exemplu, unul dintre primele trei trenduri Constant de ceva timp, asta cu skin care-ul corean. Corean, asiatic și corean. Produsele cosmetice uh, coreene. Până și eu, care n-am absolut nicio treabă cu, cu asta, uh, am auzit despre produsele coreene. Zim care este treaba cu, cu produsele coreene și unde le găsesc, de unde fac comandă. Se găsesc peste tot. Din fericire sau din nefericire. Hai să spunem în felul următor. Tot ce înseamnă industrie de cosmetice din Europa și din Statele Unite are 100 de ani de experiență. Corea a vrut să iasă în evidență cu ceva. Uh -huh. Și atunci au investit foarte mult mai, mai mult în zona de marketing decât în zona de research. Sunt într-adevăr toate produsele, cum nu se reinventează biofizica, la fel nu se reinventează nici chimia. Tot ce înseamnă produse de skin care se bazează pe niște principii foarte simple care sunt de când lumea. Toate aceste ingrediente pe care noi le vedem acum, extractul de mel cu anumite proteine care vine din Corea, nu, se folosea și în industria din Europa și din Statele Unite înainte. Tot ce înseamnă, tot felul de agenți activi de tip niacinamidă, acid glicolic, acid salicilic, vitamina C, retinol, multe forme de derivat de vitamina A, se folosesc de foarte mulți ani în industria cosmetică. Am ajuns în situația în care chiar și glicerina și vaselina sunt ceva nou. Vine pacientul și ne învață pe, pe noi ce ce proprietăți au aceste, acești agenți uh -huh. care se folosesc în, în produsele cosmetice. E doar un trend, este doar uh, un proces de uh, generalizare a informației către Pentru că te uiți pe TikTok și vezi da. cum ei își dau cu melci pe față și zic, exact. "Mamă, melcul da. este Exact. Uh, păi așa s-a întâmplat. Nu, nu știți cum Melci trebuie pe să venim cu trebuie să venim cu ceva nou. Nu, uh, industria de cosmetice din Asia se bazează într adevăr pe aceste rutine cu multe produse. Ei din dorința de a avea o piele extrem de albă și din tradiție din istorie, dar și din uh, timpurile noastre folosesc o serie de uh, ingrediente de pigmentante whitening. Cea mai cele mai uh, performante produse de depigmentare se consideră a venit din Asia uh -huh. pentru bistrui, pentru melasmă, există și în Europa de 100 de ani este doar un trend statul corean a investit foarte mult în această promovare, în ideea de a veni cu ceva nou pentru publicul dar pentru consumator și care în... crezi că este, este pericolul? sau cum a schimbat? Este un... da, pot, produsele din Coreea pot să fie foarte bune sau foarte proaste din păcate, ce ajunge uh, pentru publicul larg, produsele, gamele de produse care ajung pentru publicul larg, nu au atât de multe studii clinice în spate și aici nu mă refer la tipul de ingrediente, ci la calitatea ingredientelor. Și efectele lor pe... Și efectele lor de termen scurt. Noi acum vedem de 10 ori mai mult dermatite iritative de contact, adică alergie la cosmeticele aplicate pe față, de la produse care vin din surse dubitabile, hai să le spunem, adică Ca din... nu anumite... zici coreene, asiatice sau altceva. Exact. Uh, produsele care se comercializează și care se studiază atât în Europa cât și în Statele Unite sunt produse cu ani de studii clinice, cu teste de toleranță, de eficacitate, atât în laborator cât și pe voluntarul uman, produsele cosmetice. Trebuie să treacă prin cel puțin un produs, trebuie să treacă prin cel puțin trei teste de testare. Uh, centre independente de testare, adică acelea care nu aparțin companiei producătoare. Știu că tu ai făcut teste clinice, da, nu? studii și știu clinice. și exact ce înseamnă această industrie și cât de mult sunt testate aceste ingrediente individual și formulările în sine. Adică după ce combin aceste ingrediente, eu trebuie să testez și produsul final, și de toleranță, și de eficacitate, și de fotosensibilitate. La produsele din Corea, legislația e puțin mai permisivă. Ajung să fie și comercializate și în Europa și în Statele Unite, cu toate aprobările da, obținute, mm -hmm. pentru că studiile sunt efectuate în Corea. Ai, da. Studiile astea pot să fie adun într-un weekend. Pe voluntari 10 femei sunt... le dau cu cosmetice. Nu generalizăm. Dacă nu pățesc nimic până ajung acasă, înseamnă că... Nu generalizăm. Este, există și acolo o reglementare, dar sunt mai permisivi. Și atunci, într-adevăr, există acest risc de, de a mă alege cu dermatite, da, ce... cu reacții alergice de la niște Ce se produce? întâmplă la tine în cabinet de când a proliferat, ca să zic așa, industria asta dubitativă? Aceste, de, aceste trenduri cu... Cosmetice cu, coreene, cu... Da, și cu skin ul cu uh -huh. rutină, cu foarte multe produse. Noi trebuie să înțelegem așa, că avem nevoie de spălare a feței, de demachiere și spălare, de hidratare, de folosirea unui agent activ în situația în care avem o patologie, da? dacă avem pete pigmentare sau rozacee sau acnee, cosmetic sau medicamentos dacă suntem în situația în care e afecțiune uh -huh. deja și avem nevoie de o recomandare a medicului dermatolog și make-up. Uh, rutinele acestea cu foarte multe produse, cu ingrediente în concentrații mari, uh, sunt dăunătoare pentru tenul nostru, în sensul în care și dacă nu avem o piele sensibilă, putem sensibiliza tenul, ajungem să facem alergii și dermatite pentru că aceste produse uh, conțin ingrediente incompetente, nu se potrivesc formulele dintr-un produs cu următorul sau nu avem niciun beneficiu, pentru că uh, pielea noastră, stratul suprafața pielii, este formată din câteva straturi de celule moarte. Noi, ca să absorbim acești agenți activi din produsele cosmetice, ar trebui să avem în permanență acel strat de uh, celule cornoase exfoliat. Ceea ce înseamnă o vulnerabilitate pentru pielea noastră, în momentul în care o exfoliez și îi aduc și glicolic, și salicilic, și vitamina C, și derivat de vitamina A, și melc. Le punem pe toate, maxim ne alegem cu o reacție alergică, adică în niciun caz nu vom beneficia de proprietățile fiecărui ingredient în parte. Deci, trendul acum este, am văzut la un moment dat, să zic că m-am documentat pentru întâlnirea asta, trendul e. Un skin care, un, un, nu, o rutină de skin care da. cu 12 produse. și Care vine zic, din Asia. În primul rând trebuie să ai foarte mult timp liber. Da. Ca să îți aplici 12 produse și apoi... Trebuie să te documentezi pentru a nu te trezi că obții efecte adverse și că stai două săptămâni și în care casă se cu fața adresa? arsă. Adică cum le vezi tu în cabinet? De când uh, la noi trendul, se da? adresează în ultimii 3-4 ani cu dermatită iritativă de contact. Vedem cel puțin 3 3 pacienți pe zi, de la 3 pacienți pe zi în sus. Și înainte? Cu reacție alergică la produsele cosmetice. Înainte vedeam unul pe lună. Deci a crescut cam de câteva ori, de zeci. Câteva zeci de ori. De câteva da, zeci de da, ori. Da, această uh, patologie strict legată de uh, folosirea neadecvată sau de combinarea neadecvată a acestor uh, produse de skin pacientele noastre au acasă unele dintre ele din ce în ce mai multe, cel puțin 20-30 de produse de skincare. Am luat acea cremă, doamna doctor, și nu-mi face nimic. Eu trebuie să înțeleg în primul și în primul rând și tocmai în asta constă rolul nostru ca dermatologi, să explicăm pacientului ce putem cere de la un produs cosmetic, mm -hmm. de ce trebuie să folosim puține, de ce trebuie să avem răbdare. Și care sunt limite, limitele acestor, acestor tratamente? Și până la urmă, consecințele pot fi de termen scurt și perfect reparabile, dar pot fi și de termen lung în sensul în care ne putem alege cu arsură solară după aplicarea unui anumit tip de produs cosmetic care se poate solda cu hiperpigmentație. Deci nu există produse cosmetice. Miraculoase, miraculoase, care să-ți facă într-o săptămână pielea fină ca de bebeluș. Nu. Noi trebuie să avem o rutină zilnică, să avem grijă de pielea noastră, să știm ce uh, tip de piele avem pentru a uh, ști cum trebuie să o îngrijim. Și a doua regulă pe care o înțeleg din uh, discursul tău, Ana, este că cât mai puține produse, cu atât mai bine. Cu atât mai bine și aplicate nu cu o frecvență foarte mare, ci doar de două ori pe zi. Sunt situații în care pacientele noastre aplică de 3-4 ori pe zi, schimbă produsele pentru a obține un beneficiu maxim pentru pielea lor. În contextul de anotimp, în contextul de expunere la soare, iarăși trebuie să ne, să ne adaptăm. O să vorbim imediat și despre expunerea la soare, dar mai spunem o dată, ce, ce înseamnă o rutină? Sănătoasă, echilibrată. Avem la dispoziție deci. o multitudine de produse dermatocosmetice care au foarte puține parfumuri, care aceste parfumuri sunt testate pentru toleranță, adică nu ne fac rău, care au foarte puține ingrediente și care trebuie să ne protejeze pielea, să ne scurețe blând, să ne repare bariera de protecție uh -huh. pentru a păstra în piele apă, electroliți, lipide. Grăsimea pe care o produce pielea noastră este mult mai eficientă ca factor protector față de grăsimea dintr-un produs cosmetic. Da. Noi dacă supra și supra facem asta doar, de exemplu, un acnei, când pielea noastră este extrem de grasă, dar nu facem asta pe un uscat. Am înțeles. Bun, deci cât mai puțin, uh, cu atât mai bine. Dar acum vine industria de cosmetici care spune în felul următor, noi trebuie să vindem cât mai mult. Probabil așa au și apărut trendurile astea de 12 produse, rutina de, de, de skin care. Și vin influencerii. Mai ales fetele, că băieți influencer pe cosmetice nu prea există, am văzut. Există da? și Sigur, medici așa. Influencer pe cosmetice. Și zic fetele, te dai cu asta, după aia te dai cu asta, după aia te dai cu asta. Pentru că sunt foarte mulți bani care da. intră în social, în influencer marketing, în reclamă, din partea industriei. Adică eu știu fete din România care au doar cu o singură firmă un contract anual de 200.000 de euro. O singură firmă de cosmetice. Și asta te întreb. Cum? Adică... Rolul... Cum păstrăm echilibru. Și noi, medicii dermatologi, colaborăm cu anumite branduri de produse dermatocosmetice. Uh -huh. Și noi, medicii dermatologi, mergem la congresele de specialitate și avem acces la anumite studii clinice efectuate de companiile de medicamente. Dar rolul nostru este să învățăm pacientul, să-l educăm, să extragă această informație de la influenceri, de la medic, din social media sau de pe... Google, de pe alte canale de unde pot uh, avea acces la informație, să extragem esențialul și să luăm uh, uh, minimum de produse de care să beneficiem, nu după care să, să obținem efecte uh. adverse. Uh, e foarte important să filtrăm informația, este foarte multă informație în mediul online. E foarte important să, să reușim să o filtrăm să uh, testăm nu foarte frecvent anumite produse, să cunoaștem în primul și în primul rând ce tip de piele avem, ca să știm ce fel de produse ar trebui să achiziționăm. Deci, poți să trăiești liniștită chiar dacă n-ai ultima cremă apărută și nu știi promovată ultimele de ultima ta preferată. Și doar unul. Și nu ultimele 20 da. de produse, ci doar unul poate fi suficient. Am înțeles. De câte ori trebuie să ne spălăm pe față pe zi? Depinde de tipul de ten. Trebuie să ne spălăm cu apă dimineața și seara. Dacă este un ten seboreic, de preferat de folosit produse de curățare, de spălare, produse degresante și dimineața uh -huh. și seara. Dacă vorbim despre, despre orice tip de ten în afară de tenul gras, este suficientă, în cazul femei, de machiere, spălare seara și spălare cu apă dimineața. Poți folosi săpun? Sau? Depinde de tipul de săpun, nu săpunul de mâini, nu săpunul antibacterian, există săpunuri lichide, speciale pentru tenul gras. Am înțeles. Dar despre dezinfectantele câte de au făcut? În Statele Unite toți acești dezinfectanți sau aceste săpunuri antibacteriene de uz comun sunt interzise, scoase, existau pe vremuri niște săpunuri no, antibacteriene, eu, eu, eu că... au fost scoase în Statele Unite. Da? Ne distrug ceea ce se numește microbiom sau microbiota, adică flora, să a flora bună de pe pielea noastră, bacteriile bune. Le distrugem prin aceste supraspăleri cu substanțe care sunt dezinfectanți, bactericide, bacteriostatice sau cu săpunurile antimicrobiene, cum le numim noi, care se găseau pe vremuri în supermarket. Eu am văzut foarte mulți oameni distruși efectiv da, pandemia. La, la Epiderma, ca să zic așa, de suprafolosirea acestor dezinfectanți în da. timpul pandemiei. În timpul pandemiei, foarte adevărat. Noi, de exemplu, cei care facem chirurgie, ne confruntăm cu povestea asta în fiecare zi, pentru că dezinfectanții de la sală ne distrug flora și suntem în permanență cu exemă, în special în sezonul rece. Pentru populația generală, acești dezinfectanți, mai ales pentru persoanele care suferau de dermatită atopică, chiar și copii, Uh, pentru persoane cu o piele foarte uscată, cu istoric de alergii, acești dezinfectanți, într-adevăr, distrug, exact cum ai spus tu, epiderma. Adică acel epidermul este acel strat de protecție al pielei față de da, mediul exterior. Se distruge, se spală bariera de lipide, se distruge flora, se aprofită flora bună și atunci pielea se fisurează, se, da, se crapă, uh -huh. sângerează, riscăm să se sprainfecteze, facem eczemă, putem face tot felul de foliculite. Deci nu, nu ar mai fi de continuat cu acești dezinfectanți. Atunci au avut un scop foarte bine determinat. Exista acest risc de a contacta virusul, inclusiv pe, pe cale nu cutanată, dar uh -huh. ca vehicul pe calea cutanată spre căile da, respiratorii. Și astea umede, care mai sunt și dezinfectate, au același efect, Da, categoric. Sunt de evitat. Dar uh, am văzut apa termală, Ajută? Apa termală este foarte bună, o putem folosi uh, atât pentru față cât și pentru corp. Practic este o apă care vine din uh, adâncimi foarte mari din sol și poate avea uh, diverse uh, combinații de, în diverse proporții de minerale cu efect antiinflamator. Uh -huh. Sulf, magneziu, zinc, mangan, care pot să ne ajute, de exemplu, tot ce înseamnă produse cu apă termală pentru copilul cu pielea foarte sensibilă, pentru adultul cu eczemă, uh -huh. cu alergii cutanate, ne ajută. Ștefan, am pus să-mi împlica asta cu apă termală, că a zis doamna doctor că e foarte sănătoasă. Uh, crema, cremele de protecție solar. Uh, e și asta, o întreagă industrie. Cu factori de protecție 30, 50, 60, pentru copii, fără copii. Uh, cum ne protejăm de soare? Când înțeleg că soarele, pe lângă toate beneficiile pe care le are expunerea, la soare, dar Huberman recomandă expunerea asta, 20 de minute dimineața la soare, pentru pentru a-ți fi bine toată ziua. Și din punct de vedere fizic și din punct da. de vedere psihic. Ex evident. Deci, cum ne protejăm de soare? Sau cât ne expunem la soare? Sau cât ne expunem? Aș începe prin a spune că dermatolog fiind tratez cancer de piele. Și aș mai uh, spune că nu sunt din acea categorie care să spună în fiecare zi de dimineața până seara, nu vă expuneți la soare. Este un trend, uh, îl uh, urmează și mulți dintre medicii dermatologi. Uh, expunerea la soare trebuie să fie cu măsură. Hai să vorbim despre o medicină bazată pe dovezi. Adică ăsta e scopul nostru. Uh -huh. Și atunci, asociațiile profesionale care. Uh, tratează și urmăresc și fac statistici cu privire la cancerul de piele din Statele Unite, din Europa, din Australia și Noua Zeelandă, care au avut epidemie de cancer de piele acum 20-30 de ani. Epidemie? Epidemie da. în sensul în care aveau cea mai mare frecvență de cancer de piele din lume. De ce? Pentru că acolo stratul de ozon este foarte subțire. Adică, ca acea cantitate de ultraviolete UVA și UVB care vine la suprafața solului este mai mare decât uh -huh. în restul planetei. Da bun, și atunci era un factor favorizant suplimentar pentru cancerul de piele. Uh, și au fost primii care au luat niște măsuri, uh, hai să spunem radicale cu privire la expunerea la școală, la soare, educarea în școală a copilului și a uh -huh. părinților cu privire la expunerea încă din primii ani de viață, de neferii de soare, dar hai să nu vorbim despre ex evitarea expunerii la soare în absolut și de despre a purta îmbrăcăminte 100% fotoprotectoare și ochelari și viziere și da, ne ducem într o zonă extremă cu care nu suntem de acord. Știm foarte bine din punct de vedere medical ce rol are soarele în viața noastră, atât în dezvoltarea copilului, în dezvoltarea organismului, sistemului osos, sistemului neuroendocrin, sintezei de vitamina D pe care nu ne o luăm din alimente, ci doar din suplimente și din expunerea la soare tot acest echilibru neurohormonal, da, dezvoltarea copilului spre adult și cum spuneai mai devreme, cercetarea din prezent spune că soarele ne influențează starea de bine, dacă noi am, de sute de ani ne-am expus la soare Nu foarte mult În ultimii 100 de ani ne-am expus mult mai mult la soare Că s-au schimbat obiceiurile noastre da, Ca populație, că stăm mai mult Cu suprafață mai mare corporală expusă la, la plaj Dacă noi Am urmat acest trend Și l-am luat 100% valid De a nu ne expune la soare Că facem cancer de piele sau că îmbătrânim Cumva undeva lucrurile Lanțul ăsta se rupe Nu are logică Soarele are efecte benefice asupra pielii noastre. Statisticile spun că expunerea în exces la soare nu are efecte bune asupra pielii noastre. Adică, Academia Americană de Dermatologie, Academia Europeană de Dermatologie, există un site pe care îl pot accesa absolut toți cei care te urmăresc skincancer.org. Da, este o instituție care studiază tot ce înseamnă cancer de de piele la nivel mondial. Și acolo este scris foarte clar expunerea la soare în exces, arsura solară, deci nu mersul pe stradă în lumina zilei. Atunci aplicăm fotoprotecție când știm că stăm mai mult de 10, 15, 20 de minute în lumina zilei, într-un soare intens, în mijlocul zilei, iarna dacă ne ducem la schi, da? suntem la altitudine, iarna sau vara, indicele de ultraviolete este ridicat atunci noi, într-adevăr, trebuie să ne protejăm suplimentar. Dar altfel, nu ar trebui să ne ducem în zona aceea de absolut. Studiile spun așa, că mai mult de 5 arsuri solare din primii 20, 18, 20 de ani de viață ne creze riscul de a dezvolta un cancer de piele. Dar cam care e incidența cancerului de piele? În Statele Unite este foarte bine documentat acest registru al pacienților cu cancer de piele. În timpul vieții, până în vârsta de 70 de ani, unul din patru persoane dezvoltă un cancer cutanat. Deci este cel mai răspândit, cea mai răspândită uh, formă de da, cancer? Da, uh, frecventă cancer de, uh, formă de cancer, însă nu este cel mai uh, agresiv. Da? Deci cele mai multe dintre cancerele de piele sunt carcinoamele, bazo- sau spinocelular, care apar în urma componentei genetice, în urma arsurilor solare repetate de-a lungul vieții, formă mai rară fiind melanomul, dar mai agresivă și cu potențial letal. Ce înseamnă arsură solară atunci când faci insolație? Atunci când faci insolație deja te afli într-o zonă de arsură solară severă. În momentul în care pielea ta începe să devină roșie, să te usture, să te mănânce, care poate fi și după 10-15 minute de expunere solară, ne confruntăm cu arsură solară. Bun, dar nu toți. Nu toți. Uh, nu toți fac uh, uh, Arsura solară în da. atâtea minute. De asta ne și împărțim în fototipuri cei cu pielea foarte albă, cu părul deschis, cu părul roșu cu ochii deschiși la culoare, se încadrează în fototipurile 1 și 2 și se ard cel mai frecvent la soare și cel mai repede, fototipurile de la 3 în sus, adică părul șaten, pielea puțin mai creolă sau care se bronzează mai repede, practic nu observă această arsură solară și oricum are loc într-un timp mai îndelungat de 15, 20, 30 de minute în roșire. Tocmai de aceea sunt necesare aceste produse de fotoprotecție. Deci, cum ai spus, dacă ai făcut 5 arsuri solare. Până în primii 18-20 de ani de viață, statistica spune că ai risc mult mai crescut de a dezvolta un cancer cutanat. Altfel, ca unul din 4 oameni până 70 de ani dezvoltă cancer de piele, știut sau neștiut? Știut cum sau neștiut? De obicei ne deranjează la nivelul suprafeței pielii, pe zonele mai expuse, adică față urechi, în cazul bărbaților și la nivelul scalpului, pe uh, brațe, pe membrele inferioare în regiunea inferioară pe gambe. Și în ce fel ne deranjează? Uh, cu... Ne deranjează că ne apare o leziune cutanată, o formațiune care poate fi mai colorată, o pată. Mulți pacienți sunt deja cu multe alunițe și știu despre ce vorbim, poate să apară o aluniță nouă sau poate să fie o aluniță veche care începe să-și modifice culoare, devine mai închisă la culoare sau prezintă două trei nuanțe de maro, poate să înceapă să mănânce, să usture, poate sângera, poate ulcera, adică se formează o eroziune, face o crustă care cade apoi. Observăm că nu se vindecă sau se se vindecă aparent și reapare. Dar nu contează vârsta, adică contează. la vârste mai înaintate. Riscul este e, mai mare. E mai mare, dar uh, asta nu înseamnă că nu poate să apară și la. Poate să apară chiar și la, și la copil, în forme foarte rare. Există forme foarte rare de melanom care pot apărea la copil strict cu o componentă genetică și chiar și pe zone neexpuse la soare. Bun. Întrebarea este: da. ce poți face în momentul în care observi ceva ciudat pe piele? Da. Cel mai important este să știm așa că persoanele la risc sunt persoanele cu pielea mai deschisă la culoare, cu alunițe multe sau cu un istoric familial de cancer de piele. Iar în momentul în care apar astfel de modificări, Noi doi, Cătălin. va trebui să ne prezentăm la medicul dermatolog care poate să efectueze un diagnostic atât clinic, cu ochiul liber, foarte rapid, dar și cu ajutorul inteligenței artificiale, hai să-i spunem așa, dermatoscopia, care este un examen non-invaziv, prin care noi putem să vedem în profunzime acea leziune, după care imaginea pe care o efectuăm, fotografia, o stocăm, o analizează pe lângă ochiul nostru și experiența noastră și un program din calculator, care, după ce a analizat și este antrenat pe sute de mii de uh -huh. leziuni văzute anterior, ne poate încadra leziunea la risc. E o leziune care se poate transforma într-un cancer de piele sau este deja și astfel putem să luăm decizia terapeutică mult mai precis față decât o luam acum în urmă cu 20 de ani. În general cam cât timp trece de când se declanșează un cancer până când te prinzi? Leziunea precursoare tumorală, adică leziunea incipientă da. până la ajunge în stadiu de tumoră, poate să parcurgă undeva între un an și 4, 5, 6, 10 ani depinde. Aha. Depinde foarte mult de bagajul genetic, de reactivitatea individului, de obiceiului cu privire la la expunerea la soare repetitivă după aceea. E foarte important când observăm cea mai mică modificare, măcar să avem opinia unui dermatolog, astfel încât să știm dacă trebuie să ne îngrijorăm, dacă trebuie să o îndepărtăm Aha. chirurgical sau pur și simplu să Deci ce e important să o de reținut. Nu expunerea la soare ci în copilărie în mod special și nici în viața de adult intensitate mare care să conducă la înroșirea pielii. Umbreluțele de soare te protejează sau te nu? Protejează. Te protejează. Hainele te protejează? Îmbrăcămintea te protejează, ochelarii de soare, pălăria, chiar recomandăm aceste metode de fotoprotecție pacientului cu, cu piele albă. Deci dacă mergi cu copilul la, la mare... Până la un an nu prea le expui la soare. Dar după ce iei lopățele cu și așa mai departe, e bine îl să îmbraci. aibă și o băscuță și o... Da. Exact. Să fie mai îmbrăcat. Îl îmbraci cu o pălăriuță, cu o băscuță. Nu sunt adepta aplicării unor cantități foarte mari de produs de fotoprotecție la copilul foarte mic până un an, până într-un an. Da? Deci la, la, carte scrie că până la șase luni nu expun copilul la soare și între șase luni și un an îl expun de ordinul minutelor. Da? Bun. Și acum Ajungând de unde am plecat, că plecasem de la cremele de protecție solară, spune-ne care ar trebui să... adică ce ne recomanzi și cât ne recomanzi? Cu privire la tipul de produse, le preferăm pe acele produse care sunt testate dermatologic uh -huh. și despre care știm um, cât de... Um, ce conțin în primul și în primul rând, pentru că sunt și o serie de ingrediente care în ultimii ani au fost interzise din aceste produse de fotoprotecție, niște filtre chimice, ca, despre care am aflat mai târziu în acești ani că pot să producă niște modificări la nivelul ADN-ului celular și au fost scoase din produsele cosmetice uhum. și din produsele de, de fotoprotecție. Um, trebuie să alegem un produs potrivit pentru un copil sau pentru un adult să îl aplicăm într o cantitate semnificativă în momentul în care stăm mai mult de 20-30 de minute la soare, mai ales cu o suprafață mare a pielii. Trebuie să știm că aceste produse nu ne țin 100% locul răcăminții fotoprotectoare, adică trebuie să cumva să păstrăm această, această balanță. Adică degeaba te dai cu cremă. Da, cu SPF. Dacă stai toată ziua la soare și te ai aplicat o singură dată. Ok. Adică ele trebuie reaplicate la un anumit interval de ore. Păi și ce factori de protecție folosim? Uh, factorii care sunt agreați și care se consideră că sunt siguri pentru pielea noastră în mijlocul zilei sunt SPF 50 și UVA începând de la un PPD 32. Sunt niște indici care sunt prezenți pe produsul respectiv și Trebuie să înțelegem că aplicăm acel produs și, practic, ne putem crește numărul de minute în care noi să ne expunem la soare fără să ne ardem. Dar nu ne protejează 100% și atunci uh -huh. este de preferat să nu stăm mai mult de un anumit număr de minute la soare. 10, 20, 30 de minute. Uh, soarele te bate și în apă, nu doar în... Categoric! Și uh, se reflectă și se refractă în apă și atunci, cumva, uh, în... Sunt și produse care sunt testate în această imersie în apă, sunt testate pentru rezistența da. lor la apă. Ne bazăm pe acelea, adică le folosim în momentul în care mergem la mare, dar trebuie să știm că nu suntem protejați 100%. Da, am văzut astă vară, am văzut o, o cremă de-asta de protecție solară bio. Există așa ceva? Adică... Sunt produse mai puțin testate În momentul în care îi se pune această marcă bio Ne referim la faptul că nu are chimicale uh -huh. Nu, nu are cum N-ai cum să te protejezi nu de exista. soare fără ceva chimic Evident, dar sunt produse care nu sunt nocive pentru pielea uh -huh. noastră Sunt produse testate de, Sunt testate peste 20-30 de ani Și atunci știm că aceste filtre, de exemplu filtrele minerale Cu oxidul de, de zinc, oxidul de titanium Sunt filtre testate ele reflectă radiația, uh -huh. ultravioletă nu se refractă, nu se absorbe în țesutul nostru ca în cazul Eu filtrelor zis. chimice. Dar nu putem să cerem, de exemplu, bio, ce ar însemna? Că este un produs organic, fără chimicale, extract din vegetale? Vegetale pot fi fotosensibilizante. Nu, e o marcă cumva. Da, vreau să te întreb, Oana, că e un trend ăsta. Nu mă dau cu cosmetice pentru că cosmeticele conțin tot felul de substanțe chimice, produse de-astea de, de sinteză și nu știu cum ele se absorb, resorb în, în piele. E și trendul ăsta. Pe lângă trendul skin ul corean cu 12 produse sau câte se aplică, sunt unii care refuză orice fel de produse cosmetice din acest motiv? Da. da, eu iarăși este o extremă. Nu m-aș duce nici în această extremă, în ideea în care sunt uh, produse care ne îmbunătățesc calitatea vieții, uh -huh. care ne tratează anumite afecțiuni sau ne întrețin pielea, ne protejează de factorii externi. Gândește-te la, la o persoană cu dermatita atopică. Pacientul acela este în suferință în permanență pentru că pielea lui e uscată pe lângă faptul că absorbe alergeni din mediu care sunt uh -huh. declanșatori de altă și altă, e un cervicios de altă reacție alergică, este o piele care ustură, este o piele care mănâncă, sângerează, și atunci pacientul acela are nevoie, persoana aceea are nevoie de un emolient, de un uh, produs care să conține lipide și care să-i realizeze acea uh -huh. peliculă protectoare pe care pielea lui nu o produce. Uh, dacă vorbim, de exemplu, despre persoanele, despre adolescenții care suferă de acnee, ce fel de tratament? Ce fac pentru acne? Las persoana respectivă să fie uh, izolată social, să se dezvolte defectuos da. uh, emoțional și psihic și fără încredere în sine, fără stimă de sine, pentru că nu vreau dacă, de exemplu, sunt părinte și am un copil care are acne, trebuie să-i tratez acea acne. Adică nu m-aș duce în aceste, în aceste extreme de niciun fel. Nu. Există produse care sunt. Testate de, de foarte mulți ani și se uh, știe foarte bine despre ele că nu au ingrediente cu potențial carcinogen, adică care să-mi genereze un cancer, uhum. da, mai încolo, peste vreo 20-30 de ani, care nu produc efecte adverse și până la urmă pe asta se bazează tratamentul pentru orice afecțiune dermatologică. Știu oameni care nu se mai dau nici cu parfum? Da. Se dau doar cu mir. Ok, da, este opțiune, e o alegere. Care și mirul ăla trebuie să fie doar de undeva, că E și mir făcut cu produse... La asta ar chimice. însemna să trăim într-un glob de cristal și... Da. Deci și parfumurile pot fi dăunătoare sau nu? Pot fi dăunătoare pentru pacienții alergici, cei care au asp, cei care au contextul atopic în care au manifestări mm. și cutanate și respiratorii, da. Sau în situația în care sunt ingrediente cu potențial al alergen foarte, foarte mare. Și mai știu, mai știu situații în care parfumurile pot fi dăunătoare când vii acasă și miroși al parfum. Deci <laughs> Sau... parfumul tău. Ăla e cea mai dăunătoare situație. Sau situația în care, de exemplu, aplic un parfum pe, pe piele, un parfum pe care îl folosesc, da, de uzilnic, mm. și mă duc la soare. Anumite extracte vegetale din acel parfum Pot să fie fotosensibilizante. Sunt pacienți bărbați care vin în cabinet cu zona aceasta extrem de roșie și de arsă, suferă de ceea ce o numim noi discromie sau poichilodermie, adică pete roșii și pete maro, pentru un bărbat care a folosit toată viața parfum, pentru că în zona asta e ce mai ușor se dă, se dă rapid și. Și, și vede de viața lui și merge la soare Aha. și merge la birou și se plimbă prin soare în și timpul la un liber. Dat apar niște pet. Și apare această hiperpigmentație în urma expunerilor cronice la soare. Și sfatul tău da? este să te dai cu parfum pe zone diferite? Ca în să special nu... pacienților care au anumite patologii din acestea, din sfera uh, alergică, le recomandăm să se dea pe anumite zone care nu sunt expuse la lumină naturală. Oana, cât de periculos este... Solarul sau de benefic, nu știu. Că nu mă nu este benefic. Este dintre carcinogenii, că am vorbit despre statistică în cancerul de piele, hai să spunem că nu soarele este singurul carcinogen implicat în generarea cancerului de piele, adică singurul care să-mi declanșeze, mm. un factor care să-mi declanșeze un cancer cutanat. Solarul este pe picior de egalitate, adică acea lampă care, la care noi mergem pentru a ne bronza artificial. Este un uh, dispozitiv cu lămpi care emit UVA, da, lumină în spectrul UVA, mm. uneori și în UVB, și care îmi generează cancer de piele, îmi generează fotombătrânire. Și știi care e paradoxul? Uh, femeile mm, frumoase, tinere vin la noi să ne ceară să le întinerim și să le înfrumusețăm și să le facem să arate ca la 18 ani, dar ele merg la solar. Și nu putem să mai spunem că nu avem acces la informație. Este foarte adevărat că percepția despre frumusețe e că pielea bronzată este o piele superbă, că ne slăbește, că arătăm mult mai naturale, cu o piele puțin mai colorată. Realitatea este că acest solar, aceasta arsură pe unitate redusă de timp, adică în câteva minute cu o doză mare de ultraviolete A plus minus ultraviolete B, produce un damage, o distrucție a ADN-ului celular de la nivelul pielii și în special de la nivelul melanocitelor, irreversibilă. Nu mai vorbim despre fotoîmbătrânire sau fotoelastoză cum o numim noi. Vorbim despre cancerul de piele. Și avem adică pe, adică pe lângă faptul că riscul de cancer de piele e foarte ridicat crește, la solar, îți îmbătrânește exponențial pielea. Îmbătrânește pielea mult mai Repede. Repede, accelerat, comparativ cu expunerea la soare. Pacientele noastre, cele mai multe cu carcinoame bazocelulare, în afară de pacienții în vârstă, la care oricum cancerul cutanat este mai frecvent, dar unde mai observăm un pic în adresabilitate, în cazuistică, este intervalul de vârstă 40-50, cu un singur numitor comun, expunerea la solar la 20 de ani. Adică cam când de au avut solare la solarele 8, în România. 10, uh, la solar deci de la 8, 10 expuneri la solar, deja. crezi Deci de la 8-10 expuneri la solar, crezi deja riscurile de cancer? Da, și noi adică avem 80 ședințe. 80 ședințe în viață, și noi avem paciente care merg la solar și de 2-3 ori pe săptămână. Sau care au mers în urmă cu 10-15 ani. Când nu prea avea informații despre asta? Când nu prea avea informații despre asta, într-adevăr. Wow! La lampa de, de bronzare artificială, uh, cu toate că există această avalanșă de informație cu privire la cancerul de piele, sunt vedete, sunt actori. Este un actor din Australia care a suferit de cancer de piele uh, și ca, situația lui a fost mediatizată. Uh -huh. A, a prezentat acest, această poveste personală de sănătate, tocmai în ideea de a, de a informa populația worldwide cu privire la acest risc. Cu toate astea, nu doar în România, noi nu vorbim despre România, dar și la noi există această prezență a acestor aparate de bronzare și implicita efectelor pe care le, le au asupra pielii noastre. Când venim la tine. Da, în cazul în care avem alunițe. Când uh, în, avem mai un număr de uh, cel puțin 5-10 alunițe, da, chiar dacă suntem la o vârstă tânără, sau dacă observăm că a apărut o pată maronie pe piele care își modifică culoare, dimensiune, sângerează, uhum. o rupem repetitiv și nu se mai vindecă, uh, în momentul în care observăm zone depigmentate, de asemenea o pată albă care începe să sângereze, să ulcereze E un semnal alarmant și trebuie să venim la dermatolog. Era legenda asta când, când eram mici, nu ne ziceau părinții, nu zgândăria lunița că faci cancer sau nu știu. Că... Da, și este acest mit că dacă umblem la o aluniță, da. putem, face și, putem face cancer de piele, și asta e o, o teamă pe care o are pacientul, și e un motiv pentru care nu vine la medic. Și ăsta este motivul principal pentru care diagnosticul nostru este tardiv. Și, din păcate, în cazul melanomului, poate fi salvator sau nu de viață. Face diferența momentul prezentării la medic în cazul melanomului. Dacă acest cancer de piele, care nu este foarte frecvent, este cea mai rară formă dintre toate cancerele cutanate, dar cu potențialul cel mai mare letal, adică de a ne pierde viața, în momentul în care el este diseminat la, la, la distanță față de tumora inițială. Dacă îl descoperim în stadiu de in situ, Rata noastră de supraviețuire la 5 ani este undeva de 99% dacă îi facem cura chirurgicală, adică îl îndepărtăm chirurgical și nu altfel, și apoi urmăm toți pașii mm -hmm. de stadializare de, și de tratament al stadiului de afecțiune. Dacă depășim deja această situație de tumoră în situ și leziun, celulele respective au plecat la distanță, linfatic sau sanguin da? sau, uh, sau dus în altă parte, deja rata noastră de supraviețuire scade semnificativ și practic asta este bătălia noastră cu, cu uh, informarea pacientului publicului larg cu privire la aceste, la aceste tumori cutanate că pot fi într-adevăr minim agresive, curabile în cazul carcinoamelor, o scot chirurgical am rezolvat, problema nu mai recidivează dar în Câteva situații există și această uhum. această cale care nu e, e de evitat. Și atunci, îndepărtarea chirurgicală este singura opțiune terapeutică și pacientul nu ar trebui să se teamă. Până la urmă, este o intervenție cu anestezie locală și poate fi salvatoare de viață. Despre tatuaje n-am vorbit. Că, am e zis, o modă. Vorbind despre piele în toate uh, toate aspectele ei, e o modă de, de ceva timp. Uh, S sunt oameni care vin la tine să scoți tatuajele? sunt tatuaje care sunt uh, efectuate în urmă cu 10, 15, 20 de ani și au pierdut din culoare și au pierdut din, uh, din aspectul inițial sau sunt situații în care momentul, decizia pe care a luat-o la un moment dat în viață nu mai corespunde cu momentul actual exact. și atunci hotărăște să îl îndepărteze. Uh, există laser care tratează lasere care tratează uh, această afecțiune, această problemă, uh, pot îndepărta aceste tatuaje. Cu anii în urmă existau device care scoteau una, două culori, în special culorile închise, negru sau maro Acum există dispozitive de ultimă generație care îndepărtează, au lungime de undă, țintit pentru fiecare culoare. Dacă în urmă cu 10-15 ani aceste device uri le lăsau cicatrice în momentul în care distrugeau acest pigment din țesutul cutanat, performanța laserelor de nouă generație tocmai în asta constă, în faptul că poate scoatem, pot să scoată mai multe culori și pot să lase țesutul indemn fără cicatrice. Dar trebuie să știm că e, o etapă, e un proces de lungă durată, urmează mai multe etape, este nevoie din partea pacientului de, de complianță în sensul în care trebuie să aibă răbdare, să nu se expună la soare între ședințe. Deci un trandafir cu numele fostei soții, de exemplu, în cât timp îl scoți? Depinde de numărul de, de culori, dacă are doar două sau mai multe culori. Pe parcursul câtorva ședințe, de la 6-8 până la 10-12, depinde și de calitatea pigmentului uh -huh. care a fost infiltrat în țesut și de răspunsul pacientului la tratament dacă are nevoie de o perioadă de recuperare. Deci poate ar fi mai ușor decât să-l scoți, mai bine să faci din trandafirul ăla și numele fostei soții un leu, un cap de leu cu numele Următoare soții. <laughs> e și asta opțiune. Da, dar epilare definitivă? Recomand? Uh, epilare definitivă, sigur că da. Uh... Pentru o prietenă, nu pentru mine. <laughs> să știi că vin și bărbații la astfel de tratamente. Sunt bărbați care au foliculita bărbii, foliculita uh -huh. gâtului și apelează la, la astfel de tratamente. Uh, trebuie să fie efectuată de către o persoană instruită. Știm că se fac în foarte, foarte multe saloane de cosmetică astfel de tratamente cu device-uri nu foarte bine standardizate, hai să le spunem așa cu care îmi emit lumină în mai multe lungimi de undă și nu foarte, n au nicio eficacitate ridicată și au și riscuri mai mari de arsură, e foarte important să fie efectuat și un astfel de tratament după un consult dermatologic, să văd că nu am alunițe pe zonele pe care vreau să le uh -huh. să tratez cu deci astfel de lasere. Noi, Poate fi foarte simplu dacă se efectuează corect. Și deci, dacă... într-un cabinet medical. Ar fi de preferat. Clinică, nu... Ar fi de preferat. Și pentru succesul la subsol, tratam. La mol. Evident. Nu, nu fac antireclamă, nu fac <laughs> reclamă, dar întreb. Nu, strict pentru a efectua acest tratament în siguranță și pentru a nu ne duce cu aceste pulsuri laser pe alunițe sau pe posibile tumori cutanate. Deci acolo e pericolul. La pacienți care au istoric de boli autoimune, sunt situații în care nu este indicat acest tratament pentru că pot arde pielea pacientului, Uhum. și aș vrea acum, pentru că vorbeam despre faptul că încercăm o abordare de asta holistică, binte, trup suflet și pentru că pielea este cel mai mare organ al, al nostru, aș vrea să înțeleg care e legătura dintre dintre sănătatea pielii și stomac, nu hipocrate zicea că toate bolile pleacă din uh, stomac. Uh, adică dietele, nutriție, cum poți să-ți asiguri o piele sănătoasă din ceea ce mănânci, din, ce, din alimentație? Cred că asta este cauza, asta este cauza principală a problemelor cutanate. Noi uh, când abordăm orice afecțiune cutanată, nu abordăm doar la nivel exterior foarte multe dintre bolile pielii, se reflectă sau sunt consecința unor afecțiuni dintr-un alt aparat sau sistem din organismul nostru. Deci pe pielea noastră se vede totul? Se vede totul. Este foarte important, încă de la vârstă foarte fragedă, să am o alimentație sănătoasă care să fie naturală cu fibre, vitamine nutrienți, uh, macroelemente din alimentele naturale puțin procesate. Este foarte important în situația în care uh, am, uh, de exemplu, un uh, o problemă la, nivel, la nivelul părului, ca de părul. Poate fi o cauză uh, alimentația. În afara uh, alimentației uh, mai poate fi o afecțiune la nivelul tubului digestiv care să se, se, ceea ce numim noi malabsorții, sindrome de malabsorții anumite afecțiuni de la nivelul de tubului digestiv prin care noi nu absorbim elementele uh, nutritive din alimente și se reflectă și asupra pielii noastre. Uh, nu sunt uh, nici aceste suplimente panaceul universal. Iau suplimente și o să arate totul bine și o să fie totul bine. Vitamine și minerale de, de sinteză. E foarte importantă alimentația. Este foarte important uh, uh, echilibrul acesta între sistemul endocrin, și uh, alimentația pe care o avem și expunerea la soare, astfel încât hormonii noștri să, ne, uh, să fie într-un echilibru și țesutul cutanat să fie și el cu un aspect normal de o elasticitate normală. Modificările care încep să apară la nivelul pielii, la nivelul părului și al unghiilor, odată cu avansarea în vârstă, cu înaintarea în vârstă, sunt datorate hormonii. Hormonii noștri se sintetizează în echilibru și într-o într balanță în momentul în care alimentația noastră este sănătoasă. E foarte important. Avem uh, bacterii atât la nivelul tubului digestiv, microbiomul intestinal, cât și microbiota de la nivel cutanat. Uh -huh. uh, există uh, o foarte multe studii clinice în Statele Unite cu privire la și se analizează această floră intestinală, flora cutanată și uh, controlul sistemului nervos asupra acestei, uh, acestei populații bacteriene, ceea ce numim noi uh, echilibru între uh, brain, uh, gut și skin. Adică... Da? Piele, st stomac. Tub digestiv și, și uh, sistem nervos. Mă rog, tub digestiv, da? Da, tub digestiv și sistem nervos. Practic, în momentul în care există un, un dezechilibru la nivelul tubului digestiv, există și la, nivelul, uh, și la nivelul pielii. În momentul în care noi suntem stresați. Starea noastră de stres se transmite și la nivelul tubului digestiv, se transmite și la nivelul țesutului cutanat. Pacientul cu psoriazis are o componentă extrem de importantă uh, da? psihoemoțională. Sunt pacienți în psoriazis, care este o afecțiune destul de frecventă în țara noastră. Factorul cel mai important este cel genetic. Numărul 2 este stresul. Păi da, dar stresul declanșează, riscul e genetic, dar stresul da, e asta, cel care exact. declanșează. Adică pot să am un bagaj genetic pentru psoriazis și să nu am niciun fel de leziune toată viața. În momentul în Dacă care survine un eveniment stresant în viața mea, se declanșează boala. Și incidența acestor boli, gen psoriazis, e mai mare în ultimii ani? este mare în zona aceasta noastră uh, balcanică, incidența psoriasului este da. destul de mare și uh, factorul stresant este un factor favorizant. S-a constatat că pacienții, uh, ponderea mai mare de, de pacient cu psoriazis este în mediul urban. Tocmai pentru că factorul acesta psihoemoțional este, este, foarte important în cazul alopecii, al căderii părului. De asemenea, Factorul stresant este foarte, foarte important. Alimentația iarăși joacă un rol foarte important. Sunt o serie de alte, alte afecțiuni, infecțiile virale repetitive, de exemplu, herpesul, infecție banală. Da? 85% din, din populație este infectată cu herpes virus. Frecvența acestor episoade este determinată de stres și de alimentație. Deci totul e conectat, ca să zic așa. Și apropo de, de faptul că totul se, se vede pe, pe piele, e și expresia asta, mă iriți, pentru că efectiv simți mâncărim când vezi pe cineva care nu îți face bine. Da, și în cazul afecțiunilor cu componentă alergologică, în cazul dermatitei atopice, frecventă și la copil, frecventă și la adult, este o boală a omului modern, pentru că ne supraspălăm pentru că avem o serie de alergeni din mediu într o cantitate mult mai mare și într un număr mult mai mare față de ce aveam uh -huh. acum 100 de ani, mediul urban foarte poluat, de la chimicale până la pulberile din industria de, din construcții, din orice industrie chimică, din uh, trafic, da? Da, asta apropo de cei de... care spun, da, mă, dar bunica se spăla cu săpun făcut în casă și nu avea nimic și bă, se dădea cu un soare de porc și... Pentru că tot mediul în care trăiau la vremea respectivă era mult mai puțin în niciun poluat. niciun caz nu era atât de toxic cum este mediul, uh, mediul da, urban. Da, și că organismul nostru se adaptează destul de, de lent la, la acest cumul de alergeni care vin și pe cale respiratorie și pe cale transcutanată. Bun. Um... <coughs> Dar de ce... Am... asta e mai degrabă o curiozitate. De ce roșim în momentul în care avem emoții sau... Facem vasodilatație periferică. Vasele noastre capilare se dilată, sunt fluxul de sânge de pe zona aceea este mult mai mare și asta se întâmplă printr-o descărcare nervoasă, descărcare hormonală. Însă putem fi și în situația în care avem rozacei, suferim de rozacei și nici nu știm. Adică această vazodilatație periferică este exagerată și poate fi chiar o boală. Există o serie de factori care ne favorizează pe lângă emoție, stres, temperaturi ridicate, uh -huh. temperaturi foarte scăzute. Rozacea are și ea o componentă de control neurologic vazomotor. Persoanele care sunt foarte emotive fac într-adevăr mai, mai frecvent deci, această vasodilatație. Și se înroșesc niște pete pe, pe piele, asta înseamnă? Da, când ți se înroșește da. fața, obrajii de obicei, urechile, uh -huh. zona presternală, decolteul, da? da? Uh, practic e un soi de uh, răspuns al emoțiilor noastre, facem termoreglare, da? Temperatura da. corpului crește și noi facem această vasodilatație ca să facem. Uh, să scădem temperatura sau o reglăm? Și există vreun tratament prin care să nu mai roșești atunci când. <laughs> există un tratament în situația în care avem o boală, există mai multe tratamente în situația în care această înroșire nu este episodică mm -hmm. și doar de emoții și care este absolut normală, ci în situația în care ne confruntăm deja cu o rozace, cu o formă aproape omniprezentă de roșața feței sau în situația în care avem acele vase dilatate, venectazii vinișoare, uh -huh. le numim noi, pe aripile nazale sau pe toată fața în cazul bărbaților se pot confrunta chiar cu o hiperplazie de glande sebacee, o îngroșare a pielii de la uh -huh. nivelul nasului, e acel nas borcănat pe care pacienții vin deci și asta de la ce? îl numesc uh, nas de bețiv. Exact. Da? Și ei poate n-au consumat alcool în viață. Și de ori. la ce e asta? Uh, e o afecțiune, e o boală. Da? E o rozace, se numește rinofimă, e în cadrul rozacei, o formă în care e preponderentă a bărbaților și care se poate trata cu laserul. Da? Da. Am înțeles. Uh, ce efecte are consumul de zahăr, alcool sau altor alimente procesate pentru sănătatea pielii? Ca pentru orice alt organ din, sau sistem din, din organismul nostru, consumul de zahăr îmi degradează țesutul, produce o îmbătrânire accelerată, degradează fibra de colagen și de elastină și atunci pielea noastră îmbătrânește mai, mai repede. În cazul alcoolului, e clar... Un, un stres pentru organism, nu doar pentru ficat, ci pentru întregul organism. Uh, fața este mai obosită, fac mai frecvente deme faciale, mă trezesc cu ochii umflați. În cazul substanțelor neuroexcitante, că vorbim aici și despre cofeină în exces, dar vorbim despre excese, nu despre consumul uh -huh. ocazional, exact cum vorbim și despre soare în exces, nu ocazional, uh, ne produc niște uh, deteriorări ale fibrelor de colagen și de elastină de la nivelul pielii, care se traduc printr-o îmbătrânire prematură. Am înțeles. Deci alcoolul îmbătrânește zahărul de asemenea. Lactate? Lactate nu în exces. Uite, în cazul pacienților mm -hmm. cu acne și în special al tinerilor cu acne, s-a constatat că sau au intoleranță la lactoză și atunci înseamnă inflamație suplimentară da. pentru organism și inflamație suplimentară în procesul de la nivel cutanat de inflamație în da. leziunile acneice, Altfel, există acest, aceste produse derivate din lapte și laptele care nu mai este chiar, adică hormonii, da? toate aceste animăluțe care produc laptele sunt tratate și hormonii din produsele respective ajung să ne, să ne influențeze, să ne hiperproducă sebum, dar vorbim despre excese de asemenea. Um, și uh, în uh, cazul alimentelor procesate tot ce înseamnă alimente procesate sunt de evitat și aici mă refer la tot ce înseamnă conservanți, coloranți mezeluri, sucuri foarte dulci sunt de evitat și în cazul afecțiunilor de tip psoriazis eczemă cronică toate înseamnă inflamație în tubul digestiv și care se reflectă asupra, asupra pielii noastre Dacă tot ceea ce se întâmplă în corpul nostru mintea noastră, respectiv da, de la tubul digestiv la la creier. Totul se vede pe piele. Când ar trebui să. Adică, dacă ai așa niște tipsuri din partea doctorului, când ar trebui să ne punem un semn de exclamare sau un semn de, de întrebare? Um... Ar trebui să ne punem un semn de întrebare și un semn de ponderare, ea spune. Da. Ar trebui să luăm niște măsuri în a ne pondera în momentul în care începem să creștem încă din adolescență și începem să avem acces la această informație. Adică nu trebuie să ajung să îmbătrânesc prematur ca să-mi dau seama că am o problemă și să încep să, să evit tot ce înseamnă nociv pentru pielea mea, ci ar trebui să am un echilibru în alimentație în expunerea la soare, în a efectua de la vârste foarte tinere niște tratamente care nu se adresează contextului în care mă aflu și trăsăturilor, să încercăm să fim totuși mulțumiți cu uh, lucrurile frumoase pe care le avem, cu trăsăturile frumoase pe care le avem, să încercăm să nu exagerăm și să nu apelăm la intervenții care mai târziu s-ar putea să, să aibă niște consecințe nefaste și pe care să le regretăm. Dar în același timp trebuie să știm că uh, există tratamente, de exemplu, pentru acne la adolescent. Este cea mai frecventă, nici nu mai putem să o numim boală. Este o condiție a pielii la adolescent că vine din modificări hormonale, că vine din alimentație, că vine din acne indusă cosmetic, pentru că tinerele se machează foarte mult și fac acnee. Și atunci noi trebuie să știm că se poate preveni agravarea acnei, se poate trata acnea pentru a nu avea consecințe. Mamă, dacă știam eu asta în adolescență, eram Mr. Boboc. Da, adică aș merge într-o zonă de uh, prevenție uh -huh. și cu privire la expunerea... Deci adolescenții la... ar trebui să vină când... S -s... Părinții ar trebui să fie atenți încă de pe la 13-14 da. ani sau uneori chiar și mai devreme când încep să apară acele comedoane, puncte negre, da. dacă nu reușesc să le curețe, să le trateze cu produse dermatocosmetice acasă. Este o Următoarea etapă ar trebui să fie prezentarea la medicul dermatolog în ideea de a preveni agravarea și nu doar uh, pentru ca adolescentul respectiv să nu sufere de acne într-o formă severă și de consecințe însemnând cicatrici, ci pentru ca adolescentul respectiv să crească totuși cu o siguranță, cu o uh, stimă de sine, Ami. să nu fie izolat de colegi la școală. Dar uh, acnea... Uh... La adulți mai e o problemă ziua de astăzi? Poate fi o problemă și la adult, poate fi o problemă o și numim acnea femeii adulte, adică o femeie care nu a avut niciodată acne în adolescență, dar prin rutinele exagerate, prin machiajele exagerate, cu produse foarte ocluzive, uh, utilizate zilnic, poate să dezvolte ceea ce se numește acnea femeii adulte. Deci uh, semnul corpului tău de a spune nu de a spune nu și în situația în care de exemplu există modificări hormonale, există ovare polichistice și atunci abordarea nu ar trebui să fie este greșit să fie doar a dermatologului. Ar trebui să avem o abordare multidisciplinară cu endocrinolog și cu medic ginecolog, pentru că nu este uh, responsabilitatea medicului dermatolog este să abordeze în ansamblu uh, Acnea la femeia adultă apărută de nicăieri și nu aceea doar de a trata cutanat. Noi trebuie să vedem dacă nu reușim să echilibrăm hormonal pacienta respectivă, noi nu vom reuși să tratăm acneea. Deci cumva trebuie Bărbații vin mai uh, mult, în număr mai mare față de În ultimii ani, acum, da. Au început să vină și pentru tratamente estetice, însă în special se confruntă cu căderea părului, se confruntă cu dermatita seboreică, mai frecvent decât femei, adică cu acele inflamații de la nivelul pielii feței și da. scalpului, mătreața cu hiperproducție de sebum, uhum. tot într-un context de, de stres. Dermatita seboreică este iarăși o condiție a pielii agravată de stres și în special a persoanelor din mediul urban mai vin pentru controlul alunițelor. De exemplu, la femeie, melanomul este mai frecvent pe membrele inferioare. În cazul bărbaților, melanomul apare mai frecvent pe torace, pentru că aceea e zona pe care eu îi expun mai frecvent la soare. Deci ăsta este un aspect este... pe care au început să-l ia în considerare să vină să-și controleze alunițele. Și mai vin și pentru tratarea ridurilor. Bărbații. Da. Foarte frumos. Deci se pot trata și ridurile, dar care-i care limita? Adică din punctul tău de vedere, ca da, Limita. standardele de, de, de frumusețe, da anatomia uh, naturală care-i limita de intervenție? Limita este să nu-i blocăm expresivitatea și să nu-i modificăm fizionomia. Adică uh -huh. dacă noi putem să facem un tratament minim invaziv sau chiar invaziv chirurgical, astfel încât să atenuăm, să-i stompăm din atributele uh, procesului de îmbătrânire, adică o piele extrem de ridată, o plapă care curge și, de exemplu, vine plaapa superioară peste marginea genelor, peste marginea ciliară, uh -huh. pot să fac o intervenție să-i aduc un beneficiu persoanei respective în sensul în care acele exces de piele nu îi va împiedica uh, fanta palpebrală, vederea până la urmă, uh, și îi va crește respectul de sine. Uh, tratez ridurile, le estompez, dar nu mă apuc să uh, fac intervenții care să exagereze, să volumizeze și să-i modifice aspectul. Persoana respectivă trebuie să fie de recunoscut. Am înțeles. Uh, inteligența artificială, ci, cum, cum a schimbat meseria asta? Atac. A schimbat-o pare... și ea spune că ne Apropo de recunoașterea cancerului. Ne ajută. Ne ajută din punct de vedere medical în analiza aceasta a lunițelor și în urmărirea lor la un interval de o lună, un an, doi. Da? Uh -huh. Deci, noi, pacienții la risc, cu multe alunițe, nu ne apucăm să le scoatem toate alunițele odată, să operăm. Îi uh, urmărim, identificăm dacă sunt leziuni. Cu probleme și pe acelea, le îndepărtăm chirurgical. Dacă nu, noi stocăm acele imagini și facem un follow-up la câteva luni sau la un an sau și mai rar. Inteligența artificială te ajută să pui diagnosticul, da, să faci diferența între cancer non-cancer, uh -huh. și te ajută foarte mult să scazi din rata de leziuni pe care le-i scoate dacă nu ai avea acest dispozitiv la, la îndemână, pe care le-i scoate chirurgical prea devreme. De asemenea, te ajută în ai arăta și pacientului care sunt motivele și criteriile după care e foarte important pentru pacient să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Și astfel este un vehicul foarte ușor tu să-i arăți ce se întâmplă și să înțeleagă de ce vrei să faci o îndepărtare chirurgicală sau nu. În industria estetică te ajută sau nu? Dacă vorbim despre inteligență artificială în social media, unde există tot felul de filtre și tot felul de aplicații în care tu poți să-ți pui poza, să-ți pui fața și să mergi apoi cu rezultatul respectiv, să-ți faci modificări și vii la medic și spui Doamna, doctor, eu vreau ca fața mea așa să mă, da, să mă modificați, să arăt așa, atunci avem o problemă. Exact. În, de partea cealaltă, o fotografie medicală standardizată și cu uh, anumiți algoritmi care îți fac măsurători și îți explică cum ar trebui să fie normalitatea și ce rezultate poți tu obține clinic pentru un pacient în funcție de parametrii lui, în funcție de volumele lui, de neajunsurile feței respective, să spunem, ce am vrea noi să modificăm, inteligența artificială te poate ajuta să nu să te ducă într-un ideal, ci să te ducă într-o zonă în care să-ți spună, domnule, atât pot să fac pentru tine. Astea sunt limitele. Și pacientul înțelege. Și e foarte important, adică te ajută foarte mult în actul te terapeutic. Da. Deci important e să ai în cabinet, în clinică, inteligența artificială aia bună, nu pe aia rea. Că... E, exact, este vehicul cu care tu poți să convingi pacientul uh, în a obține un, uh, un plan terapeutic și un rezultat natural pentru el. Da. Citiți-mă o chestie, apropo de evoluția asta a, a medicinei. Se pot recolta celule STEM care apoi injectate să-ți Regenereze țesutul, Re da, vorbim despre mai multe tipuri de terapii, vorbim despre terapia cu plasmă proprie, se recoltează din sângele propriu pacientului o fracțiune, se separă trombocitele care conțin factori de creștere și sunt de asemenea chemoatractanți, adică un fel de magnet pentru alți factori de creștere din organismul nostru în momentul în care injectăm într-un țesut. Și practic așa regenerăm o cicatrice, reparăm țesutul, putem regenera firul de păr, dar firul de păr care deja există acolo, care mai, da, un folicul mm -hmm. care mai există. Nu în cazul unei alopecii, da, ireversibile, alopecia androgenogenetică la bărbat, dacă părul a dispărut de 20 de ani, nu îl putem regenera cu plasmă proprie. Mm -hmm. Dar pentru niște folicule active îi putem conserva, păstra, stimula să aibă o durată mai lungă de viață să ne creștem durata de viață cu câțiva ani. Este un trend, că tot am mai vorbit despre trenduri foarte nou, legat de exozomi. Sunt niște particule transportori, da, care pleacă din celula noastră și care ne pot ajuta să stimulăm țesutul să producă colagen, elastină, sunt încă la început. Adică să sunt tinerești pielea. Sunt tinerești. Uh, sunt încă la început să folosesc în industria farma ca vehicul pentru anumite medicamente care să ajungă țintit în anumite țesuturi, dar se folosesc, au început să se folosească și în industria estetică pentru a regenera țesutul. Uh, studiile sunt încă la început, nu putem să spunem în momentul ăsta, eu de exemplu nu efectuez aceste tratamente cu exosom încă în clinică, pentru că nu am considerat că este suficientă expertiză în piață și că aceste companii producătoare sunt suficientă suficient de documentate în spate, astfel încât să avem dovada clară, da, bazată pe statistică, a acestor rezultate. Sunt niște studii la început. Exact așa cum a fost și cu terapia cu plasmă proprie, cu trombocite. Și am, au fost necesari vreo 10 ani în care să aflăm într-adevăr care este metoda corectă Ei. și care este rezultatul pe care poți să-l obții. Mergând pe Logica asta, e posibil ca în 10 ani, cu astfel de injecție, la 70 de ani, să ai pielea de la 20 de ani? Vom vedea. Asta ar însemna ca toate țesuturile noastre să se regenereze. Medicina a avansat în ultimii 40 de ani, mai mult decât a avansat da, în, în ultimii 120. Și atunci ne putem aștepta la orice. Însă, totuși, ar trebui să fim precauți și să aplicăm în clinică, în cabinet, doar acele tratamente care sunt dovedite științific uh -huh. în studii clinice. Este foarte importantă inovația, dar inovația ar trebui lăsată cercetătorilor și noi doar în clinică să punem în aplicare ținând cont de siguranța pacientului. Da când am discuții de astea legate mai ales de evoluția medicinii mă și sperii, dar îmi dă și, uh, și speranță. Sunt extrem de multe tratamente care vindecă boli, sunt extrem de multe tratamente care îmbunătățesc calitatea vieții acestor pacienți cu boli cronice, care nu Meru. au un tratament care nu sunt perfect curabile și noi trebuie să privim din punctul ăsta de vedere, dar în același timp cu acea doză de precauție și de responsabilitate până la urmă și în ceea ce înseamnă act medical, și în ceea ce înseamnă promisiune pentru pacient că pot obține pentru el. Da. Așa a evoluat medicina până la urmă. Am văzut zilele trecute o fotografie cu un medic rus care, prin anii 50, sovietic, prin anii 50, a făcut o operație. E greu de povestit astăzi. A, a luat. Capul unui câine și l-a atașat peste corpul unui alt câine. Practic, a făcut un câine cu două capete care a trăit patru zile. Da, fără, da. fără inovație și fără curiozitate și fără dorința de a, de a schimba și de a îmbunătăți, nu, nu ar exista acest domeniu. Dar um... trebuie făcut și aplicat cu măsură. Și cu etică. Exact. Îți mulțumesc mult de tot pentru discuția asta, Oana. Cred că după ce am vorbit atât de mult despre piele și am văzut cam cât de vast este, este acest uh, domeniu, pe lângă faptul că vă faceți o programare de dermatolog, evident, uh, sper să fi vățat niște lucruri pe care să le aplicați pe pielea uh, voastră, pentru că asta a fost ideea acestei întâlniri. Altfel, pe Oana o găsiți uh, pe toate rețelele unde e foarte activă, chiar fără voia ei, nu? Da, încerc să comunic o informație destul de filtrată și destul de corectă și care să satisfacă curiozitatea pacientului în a lua niște decizii bune. Da, și e nevoie, cred că, de asemenea, voci, pe cum e vocea ta, care, a, să spună care să vorbească și da, lucrurile cu... neplăcute. Da, și da. să vorbească cu măsură, cu bună măsură. Uh, nu se țintească doar interesul businessului uh, propriu. Deci, dacă nu pe rețelele sociale, atunci direct în, uh, în clinică, nu? Vădesc cu Oana Spânu. Îți mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc și vouă, uh, dacă v-a fost de folos uh, materialul ăsta, uh, vorbiți-le și prietenilor sau prietenilor voastre, mai ales despre, uh, despre el. Uh, altfel, pentru orice fel de întrebări, Oana. O să vă rog să comentați în subsolul clipului de pe YouTube, și poate Oana își face timp după consultații să răspundă. Sigur. Mulțumesc mult de tot! Și eu îți mulțumesc foarte mult!